Dacă îți plac materialele cu Marius Ghidel, ar trebui să știi că mai avem un canal secundar de YouTube cu denumirea Școala Iubirii cu Marius Ghidel. Găsești detalii în descriere și link către acel canal, unde avem mai multe materiale postate cu discuții și între membrii Școlii Iubirii, care aplică în mod constant învățăturile pe care Marius le propovăduiește. Dacă vrei și mai multe materiale decât sunt aici pe canal, și vrei să vezi și alte perspective și cum oamenii aplică aceste învățături, mergi acum pe acel canal și vezi mai multe videouri. Marius, din câte ai înțeles, cu ultimele binarii chiar observ cum se avansează cu... ce scuze că eu până traduc câteodată. Cum se avansează cu învățătura asta, ai înțeles mai clar cum să înțelegem cum suntem mai repede în suflet sau cum să mergem mai repede în suflet, dacă nu m-am făcut înțeles și vreau să întreb. Cum ajungem noi mai repede să trăim ca suflet? Da. Întotdeauna se vrei să pierzi. Să nu vrei să câștigi niciodată și să accepti tot ce vine din față ca venind de la Dumnezeu. Și când accepti că vine numai de la El, nu ai cu cine să te lupți și nu există reacție. Fără reacție, ești în pace și nimeni nu-ți mai poate face nimic niciodată, nu te mai poate ataca. Mulțumesc. Îmi permit atunci să te dau și după aia nu vreau să mă răpovizezi. Mecanismul, că la un moment dat Marian amintea că el găsește mecanismul sufletului, deci nu-și pune prea multe întrebări cum gândește ego, scurtează cu mecanismul sufletului și alte persoane încerc să vorbească cu ego și pare o, mă știu, conversații care pare să fie mai lungă. Aici ai înțeles ceva în ultimele luni? Cum s-a progresat sau? Păi este o soluție să vorbești cu ego-ul tău ca și când ar fi un alter eu, un alt eu separat. Și e foarte important să-l constrângi, să-l chinuiești pe ego. Adică, spre exemplu, mergi pe stradă și el ar vrea să mănânce un strudel, tu îi spui nu-ți dau strudel. El ar vrea să stea jos, nu-ți dau voie să stea jos. Deci mereu trebuie să te opui lui până la nivelul în care sufletul devine dominant, în sensul că el devine șeful. Adică în momentul în care tu nu mai îți faci plăcerile, atunci sufletul te cupla pe suflet. Plăcerea este ego-ul, pentru că se identifică cu corpul. Deci în momentul în care nu-ți mai faci plăcerile, ai devenit suflet. Adică când mereu te lași bătut, scuipat, chinuit, călcat în picioare, chiar am făcut o înregistrare, o să intre seara asta pe canalul 2. Acum avem două canale, canalul 2. Da, unde vorbeam cu, am citit ce am discutat cu măicuța Ana, nu măicuța Ana, măicuța Elena, așa, pentru că ea întotdeauna reacționa la ceea ce venea din față și i-am spus că tu reacționezi la vindecare, de fapt. La oamenii care, de fapt, te vindecă și te ajută. Și i-am spus că noi avem nevoie cel mai mult în viață să fim călcați în picioare, să fim umiliți, jigniți, tot timpul să fim bătuți și scuipați. Asta înseamnă mântuirea. Oamenii vor mântuire, dar nu înțeleg ce mântuire vor ei. Vor să le fie bine. Că când îți distruge ego-ul, numai atunci tu te eliberezi din închisoarea ego-ului. Ego-ul împarte în bine și rău și omul alege un bine. Binele pe care îl alege este diavolul. Că alege un bine pentru corp, pentru eu. În condițiile în care sufletul nu alege un bine pentru sine. Adică sufletul... este bine oriunde și orice s-ar întâmpla. În oroi, dacă îl baci, el se simte bine. Dacă cineva îl umilește, el se simte bine, el nu reacționează. Și dădeam exemplu cu doamna Ina Mocanu, cu Sfântul cu Cisme, pentru că acolo se vede ce înseamnă omul acela, are, să zicem, 50 și ceva de ani, 60 de ani, și el a trăit numai pe stradă. Locuiește într-o rulotă, oamenii îl pun la munci grele, să sape pământul, să taie lemne și mai departe și nu-i dau mai nimic. Îi dau niște țigări și un corț, au foarte puțină mâncare. Deci îl umilesc. Comparativ cu munca, ar putea să ceară, dar el niciodată nu cere nimic.
nu cere nimic. Și el o stare din asta de spuință că el nu e supărat pe oamenii aia care le exploatează. E bine, starea aceasta este divină. După părerea mea, să ajunge starea asta este cea mai mare bogăție pe care poate să o aibă omul pe pământ. Starea aceasta de desprindere absolută înseamnă starea de rai. Și el, într-adevăr, visele lui sunt cu Dumnezeu sus la prag, deci a ajuns la prag, așa, și el zice, Dumnezeu mi-a spus că când o să plec de aici, o să ajung aici și o să stau cu el aici, lângă tronul lui, voi nu știu ce o să faceți. Deci, diferența, el vedea diferența foarte mare, pentru că noi reacționam, în condițiile lui, noi nu am putea să acceptăm. Adică să fim umiliți în calul ăsta, să muncim și să nu primim nimic. Deci este har să fii umilit, călcat în picioare și tu să nu reacționezi. Pentru că numai în modul acesta ți-a distrus. Dacă nu reacționezi, asta este dovada faptului că ego-ul tău a fost destrămat total și atunci trăiești cu o ființă divină. Dacă trăiești cu o ființă divină, toate visele tale ți se pot împlini, pentru că vine viața spre tine și ți se oferă la picioarele tale. Numai că acolo apare o altă problemă. Că dacă te lipești și te duci să-ți faci visele, că ți se oferă, imediat te aruncă din nou. Iar te-ai identificat și pornește din nou mecanismul de autodistrugere. Noi murim prin acest mecanism de atașare de materie. Noi ne atașăm de toate cele. De orice lucru ne atașăm de el, pentru că îl dorim, vrem să fie cum vrem noi, când ai vrut să fie cum vrei tu, imediat ai intrat în destrămare. De ce? Pentru că divinul nu se ocupă decât cu destrămarea ego-ului nostru, îl ia la țintă ca un sniper, ca un lunetist și ți-l distruge fără milă. Deci, el nu are milă, trebuie înțeles, nu are milă față de ego-ul nostru. Noi zicem, Dumnezeu este milos, ne iubește și nu ne face rău niciodată. Îți face întotdeauna rău ego-ului tău. Îți face cel mai mare rău, ți-l calcă în picioare pe oameni și vezi asta ca o dovadă. Oamenii vin la tine și te umilesc, te calcă picioare, nu discută, dar nu fac ei că vor ei, sunt puși de divin. Asta trebuie să înțelegem noi, că din față vine numai creatorul universului, nu sunt oameni și măicuței este greu lucrul ăsta să accepte că măicuța nu știu care, nu știu ce a făcut și a vorbit azi dimineață cu ea și nici nu a ascultat-o și a cuprins-o ura și supărare și a zis, iar ai considerat că din față ai în fața ta un om, că nu se poate așa ceva. Noi nu avem oameni. Că mă gândeam, vorbeam și cu Micaela astăzi, acum am venit prea devreme și am ajuns la biserică aici și spuneam că dacă mie mi-a arătat Dumnezeu acest lucru, că el pătrunde totul, este ca o mască în spatele formei, la 15 secunde în spatele formei, a ceea ce există, la 2 ani. Că dacă mi s-ar întâmpla acum mie să vină cineva să-și dea masca jos și să apară el, cred că și eu aș fugi. De ce? Pentru că noi vedem lucrurile într-o anumită concretețe, într-o anumită ordine. Dar ordinea asta este dată peste cap. În momentul în care și ne distruge. Apoi, la 5 ani, dispariția camerei. Noi am zice că camera aceasta este concretă, nu? Și reală. Și că încolo ea nu este nimic. Deci dacă îți retrage atenția de pe ea, nu există nimic. Este spațiul acela de punct teoric de fericire care se deschide chiar în camera ta. Deci divinul este peste tot. Noi în spate, la 15 secunde în spate, suntem spațiul infinit de punct teoric de fericire. Și nu e nicio problemă, nu pot fi supărat pe nimic. Și am mai dat un exemplu de la un prieten care a avut odată în povestea că a avut un lapsus într-un magazin sau undeva pe plajă. Și zice, în momentul în care mi-a căzut mentalul și n-am mai știut cine sunt și ce este în jurul meu, însă doar constatam, vedeam ce este, dar nu aveau denumire. Deci eu nu puteam să-i spun că aceea e noroi, că acela e apă. Deci nu știam ce sunt. Numai că vedeam că din toate iese aceeași lumină. Deci din toate ieșea o lumină parcă neomenească. Deci noroiul, noi împărțim un bine și rău, urât, frumos și mai departe, dar în lumea divină este divin totul. Adică totul este iubire. Și noroiul, și omul nespălat, și omul și cerșetorul, și măicuța care te atacă, totul este divin. Când ajungi la această înțelegere că ele pătrunde totul, nu te mai poți lua de nimic și doar te corectezi pe tine. Și discutam astăzi că, cu Micaela, că de fapt divinul fiind în față și
întreba măicuța, și diavolul? Diavolul e în tine. Pentru că exteriorul este numai iubire. Deci diavolul este numai în tine. Deci nu poți să ataci exteriorul nicio fel, niciodată. Nu poate fi comentat și nu poate fi analizat. Că noi zice că dacă e bine, nu e bine. Că... Deci stăpâni la lume ne fac foarte ușor, ne manipulează, pentru că ei studiind de mii de ani la măsuță. Ați văzut ce cărți? Au niște cărți din ele goase și față în față dezbat asta toată viața, 8 ore pe zi. Îți dai seama la ce nivel de profunzime poți să ajungă ca să poată să înțeleagă relația dintre om și Dumnezeu. Deci nu ai cu cine să te bați. În față este numai Dumnezeu, care vine pe diferite paliere de vibrație. Și am întrebat-o pe doamna avocat Firuța, care a fost la Voroneț, și am întrebat-o ce te-a schimbat pe tine așa de repede și așa de profund. Pentru că a spus că s-a restabilit legătura de acasă, soțul ei, care și înainte era bun, dar ea nu-l vedea bun, deci problema era la ea. Ce s-a schimbat la tine? Și a zis acest fapt, că am înțeles că din față vine numai Dumnezeu și nu am mai putut să mă bat cu nimeni. Nu am mai putut să lupt cu nimeni. Ceea ce e o realizare fantastică. Plus că am discutat noi despre justiție, că tot actul ăsta justițiar este fals, în sensul că divinul îl pune pe un om să te corecteze pe tine. Dacă ești atașat de bani, vine hoțul. Dar noi pedepsim hoțul în condițiile în care hoțul a venit și ți-a salvat viața. Păi am zis, cumva trebuie să te îndrezi spre cel care a acuzat, pentru ca să vezi ce a determinat situația respectivă. Dar nu există în procedura penală o analiză ca să poată să se orienteze, să se îndrepte pe cel care acuză sau este cel păgubit. Deci cel care este păgubit este de fapt atacatorul, celălalt este victima. Pentru că Dumnezeu îl pune să corecteze întotdeauna. Deci este totul pe dos. Nu poți să intri în domeniul acesta ca să fii normal la cap. Trebuie să mergi pe regulile care ți le pun ei și nu sunt inverse. Ai altă întrebare? Vorbeați de o linie dreaptă. Mai tare! Vorbeați despre o linie dreaptă despre care ați vorbit. Dacă suntem taxați de divin, dacă nu respectăm inclusiv regulile care sunt impuse de societate, cum ar fi inclusiv regulile de circulație, sau mergem și mai mult, dacă nu-ți plătești taxele, impozite, și da, vei fi taxat, pentru că și acolo este tot divin. Și cum vine taxarea? Când pui adevărul tău pe primul plan, începi să pierzi. Spre exemplu, de dame, exemplu cu un om de afaceri din Australia care nu plătea taxele și impozite și s-a destrămat afacerea lui și era să intre în faliment. Dar s-a gândit că este o problemă la el. A luat bancnote de $100 și l-a schimbat în bancnote de $1 și a început să le dea în piață la oamenii care sunt sărmani. Și a observat că după o lună de zile afacerea lui s-a refăcut din senin fără nicio chestie și de atunci el a început să plătească datoriile. De ce? Pentru că el punea binele său mai pe sus decât binele celălalt și atunci se destrama afacerea. Și în sine la Plafar am avut o situație de genul ăsta. Era o firmă de cosmetice cunoscută care era în stare de faliment și doamna care conducea firma s-a apucat să trimită, pentru că era în procedură de faliment, să trimită cosmeticele care mai avea în depozit la Poiana Mărului, la preotul acela care era cu copiii ai străzii. Și făcând acest bine, s-a trezit că afacerea a început imediat să funcționeze. Deci totul, ăsta este secretul succesului. Ca să ai succes, trebuie să faci ca celălalt să fie bine, nu tu. Și un alt exemplu, prietenul meu care are prisacă și are miere, vinde miere, el întotdeauna la fiecare borcan pune un deget sau două degete mai mult decât mă normal, dar la cantitatea imensă de miere pe care o vinde el, asta înseamnă o valoare foarte mare, foarte mulți bani. Dar el zice, nu este nicio problemă să fie mulțumit clientul, ăsta era principiul lui, deci întâi el vrea să piardă, nu vrea să câștige. Făcând lucrul acesta, el niciodată nu se chinuiește să vândă mierea, oamenii vin singuri la el. De ce nu se duce în piață? Chiar eu mă întrebam într-o perioadă. Acum știm toți că tot retailerul folosesc anumite campanii de agățare a clientului. Da? 2 plus 1 sau 1 plus 1. Acolo, și acolo este divinul și e cu
da? Firma respectivă face dăruire prin acel 2 plus 1, acum este treaba ta ca și client dacă te lași sau nu te lași agățat, dacă consumi sau dacă nu consumi. Că există variantă să iau promoția de 1 plus 1, unul opresc pentru mine, unul ți-l dăruiesc ție. Și atunci toți trei câștigă. Dar dacă tu te oprești doar la a lua 1 plus 1 pentru tine, tu vei pierde, celălalt va câștiga. Sigur. Nu? Altă întrebare? Dar dacă vrei să faci dăruire, iar soțul... Păi da. Vrei să faci dăruire, iar soțul nu este de acord, ce te faci? Păi faci ce zice soțul. El e Dumnezeu casă. Dar fii sigur că dacă tu faci tot timpul dăruire, el nu se va opune. El se opune pentru că probabil e un ego acolo care, nu știu, vrea să arate bine, să cadă bine, ceva nu este în ordine, că nu s-ar opune altfel. Adică trebuie să ai un ego ca să ți se opune. Dacă ți se opune, înseamnă că ai un ego pe care trebuie să ți-l distrugă. Deci nimeni nu ți se poate opune. Este cea mai mare forță pe pământ, este starea de vulnerabilitate, de abandonare de sine, de săvârșită. Nimeni nu se poate opune. Este destramă totul. Da. Teoretic, soțul nu are cum să mi se opune pentru că el este Dumnezeu și dacă eu fac ceva pentru binele semenilor mei, Dumnezeu niciodată nu se va opune. Decât dacă nu cumva intenția mea este corect, ascunsă și da, nu este pentru binele semenilor, este pentru a-mi crește mie ego-ul. Uite, fac binele și binele propriu. Da. De fapt, Dumnezeu întotdeauna se opune interesului propriu și apără interesul tuturor. Cum te prinde că faci totul pentru tine? Deci noi cădem foarte ușor. Cum ți se împotrivești? Uite, îți dau un exemplu. Eram în parc cu un prieten care a venit cu un alt prieten de-al lui și am început să discutăm lucruri din acestea. Și la un moment dat, prietenul acela, pentru că nu cunoștea acest sistem, a început să se împotrivească și să fie agresiv. Și am cedat imediat. În momentul în care am cedat, prietenul meu a sărit și a zis: fii atent, în clipa asta mai s-a cedat și ți-a aruncat în capul tău tot universul. Să vedem ce o să faci. Deci cea mai puternică persoană este cea care cedează. Bine, s-ar putea ca pe moment noi să pierdem lucrul acela, dar în viitor vei câștiga neapărat. Dar oare este vreo legătură faptul că el nu mă lasă să dăruiesc unei femei care este bolnavă psihic și care n-are niciun venit și atunci ea vine și cere și eu îi dau, iar el... Știe Dumnezeu de ce nu te las. Nu ai ce să comentezi. El vede în perspectivă că dacă i-ai da, nu știu ce s-a întâmplat cu femeia aceea, n-ar mai vrea să facă nimic și mai departe. Este în Biblie o situație de genul ăsta. A fost întrebat Iisus: învățătorule, omul acesta care nu are picioare, de ce nu are picioare? Și Iisus a zis: păi dacă i-ar fi dat Dumnezeu picioare, ar fi conintat peste tot globul și mult rău ar fi făcut. Deci, din cauza aceasta, dacă Dumnezeu casă a hotărât, așa trebuie respectat, pentru că el este inspirat de divin, femeia nu este inspirată de divin. Ea ascultă pământul, ascultă pe șarpe. Deci, nu ai nevoie să vii peste cuvântul lui niciodată. Am văzut că are și prestanță. Altă întrebare. Și eu am la serviciu, tot așa un Dumnezeu. Lucrez cu public. Și colegul ăsta al meu, care e un par birou, mai tare, tot timpul mi se opune când eu vorbesc frumos cu clienți. Deci eu nu vreau să vorbesc cu clienți, să le dau relații, vreau doar să îi intuiesc la casa municipiului București, la casa de asigură de sănătate. Faci ce zice el. Dar oamenii suferă, pentru că ei se duc la casa. Clară, concretă, ce au de făcut acolo, înseamnă că este voie divină să suferă și au nevoie. Au nevoie oamenii care au la relație? Da. Că pe mine tot timpul colegul că le pun prea multe întrebări, că mă mir că nu le ieși și cu fața în asta este. Asta este. Nu e nevoie să... De ce fel de Dumnezeu este acesta care îi corectează pe ceilalți în modul ăsta prin tine? Deci au nevoie. Au nevoie. Oamenii care
Da, o nevoie să fie corectați în modul acesta, că probabil sunt exact aceia care vociferează, au orgolul, se apără, își apără comoditățile și Dumnezeu zice, stați la coadă. Așa, au nevoie să fie... Au nevoie să fie... Să fie alergați puțin. Alergați. Altă întrebare. Mai am și o întrebare legată, dar nu pentru mine, pentru verișoara mea care vrea să plece de la locul de muncă actual în armată, mai exact, ca să ducă la și vreau să fie o meserie de nu are ce căuta în armată o femeie. Da. Nu este în plus complet acolo, dar probabil că se duce pentru bani și își crește orgolul și destramă familia. E bine să meargă. Ea oricum este divorțată și are un copil mic și cumva crede că dacă se intră în sistemul de stat, vor fi mai, va avea siguranță. Caută o siguranță mai mare, sigur. Și ideea este că a dat săptămâna trecută examen, a picat examenul sportiv, așa, și a picat cu o secundă ceva de gen, foarte, a fost la limite și a mai dat o șansă săptămâna asta. Întrebarea mea este, Divinul i-a dat șansa asta sau nu știa prea tare? Șansa să ce? Să mai dea încă o dată examen, ceea ce nu vrea să face, nu ți se mai dă o șansă. Deci Dumnezeu lucrează și pe invers, în sensul că face tot posibilul ca să te ducă în pierdere. Aha, bun, deci... În suferință, pentru că omul acela altfel nu înțelege. Și zice, da. Bine, te las, te ajut să suferi mai mult și face asta perfect. Bun. Deci merge pe invers. Da, da, da. Problema este că la actualul loc de muncă, iar vrea să plece din cauza că directorul firmei face avansuri și fiecare zi are un stres în plus, vă dați seama. Eu am înțeles, dar poate să se ducă în altă firmă. Da, deci nu neapărat în... E dificil acolo, pentru că va crește. Deci îi pune viața copilului în pericol. Gabriela, o prietenă de-a ei, a avut situația asta, că au dorit ca băiatul ei, al prietenei, să facă liceu militar. Da. Și a murit. Ceva, deci a forțat ceva într-o direcție care nu era potrivită felului de a fi. Da, da, da. Deci intră în conflict cu Divinul atunci. Trebuie... din orgoliu, ea zice că din suflet, discut cu ea și cumva și ea vă ascultă și înțelege, doar că eu cred, ea mi-a spus că eu văd că ea vrea din orgoliu să se angajeze, neapărat da. Deci omul care caută stabilitate va primi o instabilitate și mai mare. Deci noi nu stabilitatea și siguranța vieții trebuie să căutăm, ci instabilitatea ei. Da. Pentru că Divinul este în instabilitate, nu în stabilitate. Instabilitatea este ego-ul. Da. El vrea să fie predictibil, să lucrurile să nu se miște cu o variabilitate foarte mare, dar el pierde atunci controlul. Și îți vor veni necazuri și mai mari. Deci atrage necazuri și mai mari. Pentru că Dumnezeu trebuie întotdeauna să te ducă în instabilitate, în nesiguranță. Atunci acolo vei fi cel mai fericit. Și atunci Divinul te aduce, să zic că cumva dacă tu ești pe linia Divinului, Divinul te aduce tot ce ai nevoie, fără să îți faci nicio grijă. Exact. Numai încredere să ai. Altă întrebare. Eu sunt cumva în aceeași situație. Am dat examen la poliție și nu am intrat. Iar acum în cauza jobul potrivit mie, eu sunt pe partea asta cu pacienți, cu vindecare. Este un job potrivit? N-am înțeles că a buzit acolo. Îmi caut un nou job. Da. După ce am dat examen la poliție. Este un job potrivit acesta în spital, într-o clinică? Da, acolo unde femeia servește este idealul. Unde slujește este idealul. Pentru că ea dă o energie grosieră, grija, atenția pentru oameni și primește o energie subtilă înaltă, vibrațională, din care se fac situații de mâine, deci un fel de binecuvântare. De aia ziceam că meserile acestea, cum sunt, cum este Alina din Italia sau Gabriel în Anglia, unde ei servesc în școlile de sfinți, sunt adevărat școli de sfinți,
adică lucrează pentru, îngrijesc de oamenii cu handicap sau oamenii în vârstă. Sau de copii poți să îngrijești, dar întotdeauna când ai de îngrijit, da, cineva, este o binecuvântare fantastică. Și chiar dacă acasă ai un părinte care este în vârstă sau cineva care e în vârstă și ai grijă, este foarte bine pentru că acela te ajută foarte mult, îți bagă armonia în familie și îți dă an la viață, pentru că anii la viață ce înseamnă? Sacrificiu de sine. Deci cu cât ai sacrificiu mai mare, cu atât ai ani mai mulți la viață. Sau sănătate, sau fericire, pentru tine și pentru copii, pentru că fiind înfundat la aceeași ființă, îi încarci și pe ei. Dar și pe cei care nu mai sunt, care sunt în lumea de dincolo, și pe ei încarci cu energie. Deci toată lumea depinde de tine și mai ales de femeie. La bărbat mai puțin, că e 20%, dar de femeie depinde totul. Dacă ea este cum trebuie, atunci nu are problemă. Parcă în Biblie, nu? Măicuța Domnului, doar un singur cuvânt, o singură propoziție. Ascultați-l pe el. Și s-a terminat povestea. Eu vreau să vă întreb ceva. Cum aș putea să-i ajut în paliație, deci în îngrijirea terminală, pe cei care sunt în fază terminală, nu mai gândesc mai mult decât fac fizic pentru ei? Deci în viața personală să nu aveți critică și acuzație și să considerați că ceea ce vine greu din față este de fapt un ajutor. Să nu vă treacă prin cap să ziceți că nu este bine ce se întâmplă. Ceea ce se întâmplă este corect din punct de vedere divin, că cineva vă umilește, este bine că vă umilește. Deci să nu aveți împărțirea în bine și rău, asta este esențială, că prin absolutizarea unui bine noi pierdem energie subtilă cu viteză foarte mare, prin judecată pierdem prin critică, acuzație, învinuire, condamnare, reproș, ironie. Deci toate lucrurile astea sunt pierdere de energie cu viteze extraordinar de mari. Adică noi ne putem pierde viața. Dacă ne prinde fără energie subtilă, o simplă critică, pac, te poate scoate din planul fizic, omul poate să facă un atac de cor și a murit pentru că sufletul nu mai are el datorită prea mult. De cel mai periculos lucru în viață este binele. Binele nostru. Pentru că noi ani de zile tot timpul ne căutăm binele, presează sufletul, îl duce dincolo de linia roșie subție, după care îl presează în zona buricului și el nu mai are timp să iasă la suprafață, adică presiunea e foarte mare. Este ca o oală sub presiune. Și în clipa respectivă el a comandat extinția, nu discută. Deci instantaneu, omul moare instantaneu. Deci e foarte periculos. Binele, lucru cel mai periculos, stăpâni la lume, din cauza asta au făcut o societate și au construit un așa mod încât noi căutăm tot timpul bunăstarea și comoditățile, dar ăsta ne omoară. Este o metodă de extinție în masă. Pe exemplu, noi nu mâncam de 3 ori pe zi acum 150 de ani, acum mâncăm, deci am intrat într-un mecanism de extinție în masă, care vine din toate părțile. De peste tot este. Mașina, comoditățile de toate felul, îmbrăcămintea frumoasă, ai pierdut energie. Apa caldă de la chiuvetă. Da. Deci tot, până și apa caldă de la chiuvetă este o problemă. Că înainte nu aveai. Când ai apă caldă, ai început să pierzi energie subtilă. Ca să oprești pierderea, trebuie să te speli cu apă rece. Cât se poate. Sau nu așa de caldă. Deci să nu fie ceva confortabil. Să nu-ți cauți confortul. Bine că lucrurile astea nu le crede nimeni, nu le ascultă, dar ei funcționează pe principiile acestea. Spre exemplu, dăm exemplu cu CEO de la Amazon care mănâncă o singură dată pe zi o salată care merge pe jos la servici și se spală cu apă rece. Păi el de unde știe? El știe lucrurile acestea și noi nu le știm. Deci ei știu lucrurile acestea. Din cauza asta și ajung la vârste așa de înaintate, peste stăpânii la lume. E zona de execuție. Peste ei este o altă zonă, că am pus pe grup o caricatură cu... Era o masă așa rotundă, club, cupola se numește, cei care sunt sus de acolo, și era și o femeie acolo și în capăt era un extraterestru. Deci deasupra lor, cei care poruncesc, sunt ființe prea puțin umane. Seamănă cu noi la înfățișare sau nu seamănă, dar ei au contact cu lumea de dincolo, cu zona de la prag de sus, unde sunt înțelepții aceia, și ei la rândul lor primesc ordine de acolo. Puterea lor este extraordinară în sensul că au o putere mentală deosebită, extraterestrii ăștia. Adică eu când am fost la Severin, tot orașul pornise un huruit din partea lor, din partea aparatului lor, care ținea tot orașul cu bărbia în piept.
Și mi-am zis, vai ce putere are, deci cât erau acolo 50.000, 100.000 de oameni în orașul acela, nimeni nu m-a ridicat capul. Deci ăsta se mișca deasupra, dar nimeni nu putea să-l vadă, că nu putea să ridice capul. Deci puterea lor este mentală. Îți intră în mental și îți comandă mintea, îți poruncește ceva. Deci însă stăpâni la lume nu pot să facă absolut nimica. Execută ordine. Și când în forumul de la Davos s-a spus că nu veți mai avea nimic și veți fi fericiți, este ordin de sus, este poruncă de la Creator Universul, pentru că eu, fiind în lumea de din copii, în anii 45-46, când am intrat în cercul acela al înțelepților, ei aveau această problemă, căutau o soluție să oprească războiul de pe pământ și să găsească o soluție să oprească tendința de lăcomie a omului și atașarea de materie. Deci ei știau foarte bine care este problema noastră, trebuie să fim opriți. Și treptat, treptat am ajuns în momentul în care există toate mijloacele tehnologice de a putea să fim făcuți sclavi. Pentru că în rai nu ajunge decât omul care este sclav. Pe timpul acela erau cam 30 de ființe globulare înalte, dar acum s-ar putea să fie mai multe. Da, de sclav trebuie să ajungem, adică să fim fraier. Ei sunt așa, ei sunt fraier. Ei sunt copilăroși, naivi, darnici, buni, blânzi la infinit și ca o cârpă, se comportă ca o cârpă. De aceea vorbeam astăzi cu măicuța Elena din Spania, că nu se poate, deci omul face o rugăciune ca să ajungă o cârpă, mai bine este o cârpă de la început. N-am nevoie să fac niște operații, liturghie sau... Pentru că inițiala lor este făcută cu un ego. Deci ego-ul zice, du-te la biserică, ego-ul zice, hai să facem o rugăciune, pe când sufletul este cârpă. El este deja cârpă. N-am nevoie să fac ceva ca să ajung o cârpă. Că e un timp pe care îl pierd degeaba și... Deci ele nu pot să... Au problema asta că se consideră între ele, se supără între ele și nu se acceptă. Și se ceartă tot timpul și am zis, păi cum te cerți? Că atunci la ce s-a folosit? Slujba, rugăciunea și mai departe. Că nu te-a îndumnezeit. Nu-l vezi pe aproapele tău ca pe Dumnezeu. Îl vezi ca un dușman, ca un adversar. Și tocmai acum, după amiază, a pus-o părintele duhovnic să facă curățenie și s-a dus și a întrebat-o pe doamna, pe măicuța cu care era în conflict. Și măicuța i-a întors spatele și a plecat și ea s-a înfuriat imediat și i-am zis, păi cine te înfurii tu, că divinul ți-a vorbit așa, că măicuța e diavol. Și am spus, exteriorul este sub comandă divină, nu e, e Dumnezeu acolo, cu mască, cum să fie diavol? Diavolul e numai în tine. Ai acționat, te-ai luptat degeaba. Și zice, gata, gata, am înțeles, face. Iar și am înțeles. Și fii sigur că după aceea, acum iar găsesc sute de întrebări acolo. O ia de la capăt. Dar stăpânii la lume nu-și fac plăcerea? Foarte puțin. Foarte puțin. Eu am văzut, m-am întâlnit cu doi. A fost întrebarea unu... că eu nu aud. Eu trebuie să mă scrisesc în public că nu aud. Stăpânii la lume nu-și fac și ei plăcerea? Că dacă tot sunt stăpâni și vor avea foarte mulți bani... Este confie la fond, dacă își fac plăcerea. Stăpânii la lume își fac prea puțin plăcerile, pentru că știu care este pericolul lor. Cât să nu-și consume energia. Știu. Păi cum să nu? Ei știu toate lucrurile acestea. Păi au și mii de angajați în spate. Sunt două instituții, una în Anglia și una în Statele Unite, care au mii de angajați și lucrează la concepte. Deci toate conceptele acestea cu care noi lucrăm sunt conceptele lor și ajunge la concluziile pe care ei ni le-au pregătit. Deci noi trebuie să cumva să ieșim din închisoarea acestor concepte, din lagul acesta conceptual și ca să facem lucrul ăsta trebuie să mai rău să inversăm conceptele lor, că altfel nu se iese din matrix. Ei sunt fericit că nu se poate ieși din matrix, dar se poate ieși. Adică trebuie să iei mereu inversul a ceea ce spun ei și să stai pe invers. Adică ei îți zic că trebuie să cauți comodități, să iei mașină, nu știu ce, nu ții mașină. Dar ei ce fac asta? Ce câștigă ei? Deci sunt, deci de sus de la divin au fost anumite porunci și ei au, nu le-au respectat. Deci sunt partea executorie a acestei lumi și și-au urmărit în continuare interesele.
Acum sunt presat de către ființele acelea non-umane, mai dincolo de lumea aceasta, sunt presat și din cauza asta ei, pe lângă această strategie pe care o aplică acum de eliminare a proprietății, spre exemplu, sau înlocuirea monedei cash cu moneda digitală, creditele sociale cu reguli, te bagă în reguli. Toate regulile acestea sunt bune în sine, pentru că, spre exemplu, dacă mănânci prea multă carne, nu-ți mai dă voie prin regulă și deci te blochează. Deci când te duci la magazin, nu mai poți să mai iei carne, că zici, ai depășit cota. Sau, dacă vede, dumneavoastră, nu ați mers 10.000 de pași pe zi. V-ați îngreșat. Nu mai mâncați. Și stai și faci foame. Deci lucrurile astea, deci într-adevăr ne restrâng, dar lucrul ăsta este în interesul nostru și este o posibilitate de a ne salva. Dar fi sigur că foarte mulți oameni se vor opune în toate modurile posibile. Domnul, pentru că se pierde... Nu sunt conștienți, nu? De chestii. Cei de la acolo nu sunt conștienți. Ei au gândit în așa mod încât au zis că și noi o să câștigăm. Pentru că îi deposedăm pe ăștia de proprietăți, dar corporațiile sunt cele care conduc. Lumea în spatele corporațiilor sunt vreo 4 sau 5 societăți pe acțiuni în care cei mai bogați dintre ei sunt acționari. Deci la ei nu se referă. Deci tot mecanismul ăsta nu se referă, ei sunt în afara acestui mecanism. Deci îl fac în așa fel încât zice că pentru voi le va fi bine. Pentru că este foarte ușor să plătiți cu cardul, este foarte ușor, se blochează posibilitatea de evaziune fiscală, nu se mai fie bani la negru, dispar taxele între țări, se vor ieftini produsele, deci sunt multe avantaje, într-adevăr, însă vor veni cu putere cu viciu și vom fi eliminați prin plăceri. Da, adică ni se va da, spre exemplu, droguri, cum este liber acum în Occident sau în Statele Unite, te duci și ei de la magazin, fără, la liber. Deci, în toate modurile posibile te vor duce spre viciu, va fi liber la viciu. Pe de altă parte, oamenii care sunt performanți, care sunt în sus de calitate, vor fi duși jos. Ăla care este de slabă calitate va fi inversat și dus sus. Normalitatea este făcută anormalitate. Deci toată lumea asta este dată cu fundul în sus. Un fel de haos, de un haos controlat. Asta. În ideea că trebuie să fii tolerant, să-i tolerezi pe ceilalți. Sunt ideile societății deschise a lui Karl Popper. Da. Și asta se va întâmpla pentru că noi trebuie să fim deposedați complet, pentru că s-a observat lucrul ăsta, se știe dintotdeauna că posesiile înseamnă ego. Deci omul va lupta pentru posesiile lui întotdeauna și devine intransigent, crud și nemilos. Și din cauza asta îi se vor lua lucrurile acestea cu siguranță. În timp, nu imediat, dar este pe principiul broaștei. Broasca când este aruncată în ceaun sau în cratiță și este încălzită cu încetul. Și ei îi place la început, după aceea când ar vrea să sară, că își dă seama că o să moară, nu mai poate pentru că nu mai are forță. Deci cam asta se va întâmpla cu noi în întreg. Dar ei au gândit așa, în 15 ani de zile se va implementa toate aceste mijloace de tehnici tehnologice, după care va veni o perioadă de 50 de ani de zile care este foarte periculoasă, pentru că vom fi în mecanism de extinție în masă, pentru că noi trebuie să ne aliem la hipercivilizațiile cosmice, care sunt civilizații care nu au bunăstare și nu au comodități. Și oamenii vor rezista, vor lupta și taman cei care sunt necredincioși și zic că sunt credincioși, și aceia sunt primele victime. Pentru că ei cred în tot ceea ce li se spune în față și vor cădea victimă. Adică trebuie să ai un discernământ interior, să te gândești, să cântărești și să vezi despre ce este vorba, să nu te duci așa să crezi. Dar exact acești oameni care n-au credință, deci s-au făcut studii, deci lucrurile astea sunt în parametri, sunt la butoane, totul este gândit la pas, nu iese nimeni din mecanismele acestea.
o să fie foarte puțin care vor putea să se salveze, cei care nu vor vrea să participe la sistem. Adică, spre exemplu, se vor restrânge benevol, dar inteligența artificială va vedea că te restrângi benevol. După un anumit timp se va sesiza și ar putea după aceea să vină spre tine așa cum face în sine viața și să se ofere niște binefaceri pe care ceilalți nu au parte. Spre exemplu, tu nu te interesează să mergi cu mașină mică sau nu scumpe mașină mică, vine și îți oferă gratis o mașină. Sau tu nu vrei să stai într-un apartament mic, într-o garsonieră sau cu două camere, vine și îți oferă un apartament mai mare ca să te prindă. Dar dacă omul, aici este chestia, că noi vom reveni tot timpul pe pământ atâta timp cât nu știm să ne oprim la, să ne frânăm, să nu acceptăm fericirile lumii acesteia. Deci trebuie să ajungi la nivelul în care dacă vine provocarea din față, atracția, să nu o vrei. Dacă atingi acest nivel, nu mai vii pe pământ. Adică ți se dă altă sarcină, poți să fii cine știe ce, care este ordinea lumii, este extraordinar de perfectă. Am fost uimit când am venit în viață, mi s-a spus o voce, mi-a spus, te duci la familia cu tare. Și mi-am zis, ia uite, domnule, deci și unde te duci e programat și cât stai este programat și ce înveți și ce se întâmplă și lecțiile pe care le trăiești, totul este ca la școală, ca la o școală și sunt examene. Examenele cele mai mari sunt când vin oameni și îți fac rău. Ălea sunt cele mai puternice examene. Capacitatea de a accepta umilința când la conflict vine cineva la conflict este determină viața și moartea și poziția lumea de dincolo. Deci este esențial comportamentul pe care îl ai. Deci trebuie să înțelegi că din față vine numai Dumnezeu și vine pe programele din spate. Pentru că noi zicem, eu nu sunt așa. Eu nu am făcut așa ceva, nu înțeleg de ce sunt jignit, de ce am pierdut. Stai puțin că alții sunt în spatele tău. E bunicul, e bunica, străbunicul, știi tu ce au făcut, că n-ai de unde să știi. Dacă străbunicul, cine știe, vindea grâu și cine știe a făcut o tranzacție frauduloasă, tu va trebui să plătești toate daunele făcute de alții altora. Și le plătești că îți vin neplăceri foarte agresive și trebuie să cedezi. Singura soluție este cedarea, nu se poate împotrivi. Dacă te împotrivești, ele urcă pe nivel mai superior și vin într-o formă mult mai agresivă peste tine și îți va fi și mai greu să cedezi. Mai bine cedezi de la început. Iar atunci când ești jignit, să taci. Pe când ești jignit, Dumnezeu te jignește, că asta era problema cu măicuța. Îi spuneam că Dumnezeu te calcă în picioare prin oameni, Dumnezeu te scuipă, te... Și nu se poate că Dumnezeu este deci numai iubire. Păi îți distruge ego-ul nu pe tine. Că tu nu ești ego-ul tău, e ăla, diavolul. Bine îți face, fii fericită că ți-l distruge în modul ăsta. Și ca mai repede, pentru că s-ar putea să treacă 30, 50, 60 de ani de zile, îți vin tot tipul încercări, dar trebuie să te comporți ca un prost și ca un frar și mereu cedezi. Și ai putea să speri că cu fiecare cedare, pachete foarte mari din spate de programe se șterg. Prin cedarea ta, o mică cedare la o situație neplăcută în care ție nu-ți convine. Deci acolo este examenul cel mai. Când ți se întâmplă ceva care nu-ți convine și atunci ai cedat. Dacă ai puterea aceasta, că este fantastic de greu, nu? Că ai vrea. Spre exemplu, soția unui bărbat pleacă cu altul și el trebuie să accepte situația. Dacă nu acceptă, deci tendința este să reacționeze, să se lupte, să se apere, să se supere. Deci dacă și situația asta înțelege că totul a venit de la divin și a cedat, atunci ori situația se schimbă în fața lui, ori nu este problemă, dar faptul că a cedat, multe programe s-au șters și spate înseamnă că din față nu vor mai veni pachete mari de programe. Deci forța cu care tu, deci puterea pe care o ai tu interioară de a accepta ce îți vine din față fără revoltă, îi șterge programul din spate și nu se mai repete. Asta înseamnă că nu mai ai nevoie de 60 de ani ca să ți se șteargă toate, e suficient 20 de ani sau 10 ani. Și după ce se șterge din spate total, deci fiecare avem această sarcină. Fiecare din noi nu scapă niciunul până nu le ștergi, că se închide neamul la tine. Deci dacă tu reacționezi și te lupți, ori intri în situații periculoase, ori te arestează, ori mori, ori faci accident și mai departe, ori boli de lungă durată,
Deci dacă nu există cedare, o pățim rău de tot. Și dacă tu în 10 ani de zile ai putut să le ștergi pe toate, începi să urci. Adică situații din viață sunt foarte favorabile, obții lucruri fără să te străduiești. Și un exemplu pe care pot să-l dau este cu domnul Aurel Simionescu, care a făcut sacoterapie, a fost un prieten în vârstă, 75 de ani, a murit acum un timp, câțiva ani de zile, 4-5 ani de zile, care îi dura foarte mult să apară la televiziuni. Dar el avea un orgoliu foarte mare, era colțuros, se lua de toți. Am văzut odată o înregistrare a dânsului la Facultatea de Teologie din Sibiu cu rectorul facultății. Erau studenți în sală și el, nu știu cum a făcut, se ridicase în picioare și 2-3 ore, 4 ore cât a durat conferința, se învârtea în jurul rectorului și așa făcea la rector. Adică parcă îl ataca. Și Dumnezeu a văzut totuși că avea și râvnă ca să ajungă să înțeleagă niște lucruri și dragoste, dar era dificil să mergi cu el pe stradă că se lua de oameni. Dacă prindea pe cineva că fuma, se lua de el automat. Dacă era o femeie care era cu mini-jup, se lua de ea automat. De țiganii pe care i-avea ca și vecini s-a luat de ei pentru că avea muzică manele dată foarte puternic și țiganii au obiceiul că se aliază, deci dacă ei se ceartă între ei, dar când cineva din afară îi atacă, se aliază între ei și se îndreaptă spre acela și n-a avut niciun succes. A chemat și poliția și i-au dat amendă, dar tot degeaba manele tot lucrau. Și m-am gândit la tine, îmi zice mie, ia să mai fiu atent la manelele acestea. Și zice, m-am sculat de dimineață, manele erau tari, ca de obicei, și zice, m-am apucat să fac treabă și am și uitat de manele, ele continuau, dar eu parcă nici nu le-am auzit. În clipa în care ajung la starea aceasta în care nu le-am auzit, s-au pui manele. Deci manele erau pentru el, pentru că el era critic și nu putea să suporte. Asta înseamnă că toți oamenii din fața noastră acest rol îl au, să ne corecteze pe noi toate neacceptările acestea pe care le avem în noi. Da. Și la sfârșitul vieții lui a făcut leucemie. Deci toate agresiunile astea, să nu credem că nu sunt taxate. Toate sunt vămi foarte importante și a făcut leucemie și mă treabă pe mine, Marius, nu știu de ce am făcut, că eu mă duc duminică de duminică la biserică, mă spovedesc și mă mărturisesc, fac toată penitența și rugăciuni și totuși uite ce am pățit, unde am greșit. Și nu i-am dat niciun răspuns pentru că nu puteam să dau răspuns, am murit a doua zi. După care, interiorul celor 40 de zile, m-am trezit cu el în casă, la mine. Deci el era mort și îngropat. Și a venit la mine în casă de zicea că este real. A zâmbit la mine, dar ținea capul în jos ca să nu-mi prindă ochii, pentru că m-aș fi speriat, probabil. Și îmi zice, vreau iubire, credeai că nu o să ne mai vedem? Așa mi-a zis. Vreau să spun că ai avut dreptate. Este foarte frumos aici. Deci eu îi povesteam despre lumea de dincolo, dar el nu mă credea. Cu toate că era credincios. Da. Altă întrebare. Înseamnă că eu când am venit aici și am ales să vin, cum ați spus, că am fost trimisă fix la familie, așa, înseamnă că există în mine un potențial ca să pot să-i salvez pe cei din urmă care au greșit sau să... Să stingi. Sau poți să și ieșuiezi, nu? Să stingi programul respectiv. Da. Da, acest potențial există în fiecare dintre noi și tu nu salvezi pe nimeni, tu de fapt pe tine. Da. Eu am înțeles. Pentru că și stră, suntem tot noi. Și în fiecare dintre noi, pentru că eu așa am înțeles, adică Dumnezeu ne dă de atâtea ori fiecăruia câte o șansă, doar o înțelege. Și fiecare pe bucățica lui, adică tu nu trebuie să ștești totul, fiecare are o bucățică de lucrat. Și ce ai lucrat tu și ai realizat vine pe subtil și la mine. Ce am realizat eu se duce și la, pentru că noi suntem un întreg. Da. Dar vezi că instinctul ăsta de supraviețuire, de a te apăra, domnul Marius nu l-are. Noi îl avem. Noi acum ne reeducăm să nu-l mai avem. Aici este, de aici vine... Da,
greutate. Da, este acest instinct de a te apăra, exact. Da, exact. De a e un instinct. Așa deci nu e ceva, nu e, e mai mult. E mai e mult, instinct, e da, e și mai mult. E ceva care e în tine. Da, e da, foarte da, greu să-l anulezi, e, e da, foarte greu să-l controlezi. Exact. De aici vine greutatea. Te ascunzi da, acolo. Da. Dacă și am putea să învățăm asta, sau dacă ne-ar lucra niște roboți să scoată din nu roboți, ființe înalte. Ai grijă ce-ți dorești, că s-ar putea da, să se întâmple. Cred că la un moment dat va veni cu ultima metodă. N-ai făcut-o de bunăvoie, ia-o așa. Da. Da. Și s-ar putea. Da. De ca să scoată din tine instinctul nu, asta. Dar scoate. Deci dar de fiecare dată toate necazurile și plăcerile noastre, nedreptățile, disconfortul care ne-l produc ceilalți, asta face. Distruge ego-ul, dar e foarte bine ce da, se exact, întâmplă. Numai problema noastră este când etichetăm greșit. Deci punem etichete greșite sau dăm definiții greșite. Da. Trebuie să fim atenți la lucrurile acestea, pentru că să înțelege că tot ce este nu ne convine este foarte bine. Deci numai acela, dacă omul nu te deranjează, nu este bine, este periculos. Domnul chiar Simionescu spunea, Doamne, mi-ai dat o zi de bine, ai uitat de mine? Deci este foarte important să înțelegi că toate necazurile sunt binecuvântări. Exact. Imaginează-ți o lume în care vei dărui flori celui care te jignește. Pentru că totul se va inversa și vei umbla cu florile și cine te-a jignit, mulțumesc, uite! Nu, dar nu te mai jignește nimeni atunci. Da. Nu o să-l cauți și nu o să-l mai găsești. Nu te mai... Și se schimbă viața ta. Păi așa simplu, se poate schimba lumea. Exact așa se poate schimba. Da. Este o problemă de inversare, da. Da. Dar pe de altă parte nu putem să inversăm pentru că noi căutăm plăcerile. Plăcerile înseamnă orgoliu, deci imediat disponibilitatea de a judeca. Când depășim necesitatea, am intrat în judecată automat și nu vei vedea. Nu vei vedea, nu vei avea văl pe față. Deci stăpânia lumei ne-a pus văl pe față. Și știu clar că nu ieșim. Și pentru ei e foarte simplu să ne țină în poziția asta. Spre exemplu, tot timpul la televiziune și la radio ne determină să împărțim în bine și rău. Cum a făcut Paulina. Deci tot timpul împărțea în bine și rău și stătea într-o stare de nemulțumire și revoltă interioară. Da, și dorință de a riposta tot timpul. Și și-au atins scopul. Pentru că atâta timp cât împarți, te scindează. În interior te împarte și atunci tu vei ține cu o parte sau cu alta și vei lupta cu una sau cu alta. De fapt, ambele părți luptă cu ele, între ele. Deci a obținut, te-a diabolizat. Indiferent ce parte alegi, vei lupta. Deci ești diavol. În orice poziție te vei afla, vei fi diavol. Deci este un mecanism de diabolizare a lumii. Pentru că ei cunosc lucrurile astea, că sunt cărțile alea pe care noi nu le citim. Lucrurile astea sunt spuse. 6.000 de ani are Tao Te Ching, lucrurile astea sunt spuse. Cine se va ridica, va fi coborât. Cine va coborâ, va fi ridicat. Omul care caută satisfacțiile vieții va avea o moarte brutală. Scrie clar în Tao Te Ching, 6.000 de ani vechime. Nu mai vorbesc că cele 10 porunci din Vechiul Testament care sunt excepționale și primele două sunt, noi încălcăm primele, sunt programe. Acele porunci sunt programe. Când ai încălcat programul respectiv, ai intrat în autodistrugere. Dar sunt automate, nu ne dăm seama. Noi zicem că sunt niște cuvinte acolo. Că le-au zis unii, cine știe, când acum 3.000 de ani. Nu e adevărat. Sunt programe. În momentul în care noi încălcăm programele alea, că punem materia pe primul plan și facem totul pentru ea și n-ai voie să faci asta. Materia este secundară. Ceea ce este secundară e energie de la sufletul tău și te omoară. Deci lumea, deci tot ceea ce dorește omul, o casă mai mare, o mașină mai frumoasă, mai mulți bani, îl omoară de fapt. Și nu știm asta. Deci noi zicem bine la ceea ce ne omoară și zicem rău la ceea ce ne salvează. Sunt total invers. Și e foarte greu să înțelegem. Eu sunt sigur că dacă tot repetăm, știi care ar fi salvarea? Să facem ce fac ei. Ei au studiat o viață întreagă, să ascultăm și noi videourile sau să citim cărțile care apar tot timpul, pentru că s-au repetat. Pe exemplu, doamna Ina Mocanu a citit cartea 4 de 5 ori. În condițiile în care alte femei au aruncat-o pe foc. Da. Și dacă am apucat să ne îmbolnăvim, cum ieșim din boală? Prin supunere, prin acceptare, prin sujirea celorlalți. Deci bolile înseamnă prea mult bine pentru sine. Prin restrângere, prin înfometare.
Pentru că trebuie să oprești pierderea de energie subtilă și energia se pierde pe materie. Noi credem că materia ne avem nevoie de mâncare, dar nu avem nevoie de mâncare. Uite, mici, 7-9 luni de zile n-am mâncat nimic. Deci nu de mâncare avem nevoie. Noi avem nevoie de distanțare de lume. Distanțarea de lume te încarcă cu energie subtilă. Adică înfrânarea asta. Nu întâmplătorii, avii ăștia care erau în pustiu Egiptului, mergeau acolo, se decupleau de la toate plăcerile vieții și atunci li se ridica voalul și intrau în contact cu Divinul, deci primeau grația divină. Că nu se poate obține altfel grația decât dacă te dezidentifici de materie. Dar principalul lucru este să te dezidentifici de ego. Atâta timp cât nu funcționezi ca ego pe pământ, de ce mai periculos lucru este să funcționezi ca ego? Asta înseamnă că când spui ceva, să nu spui că mie mi s-a făcut ceva, că omul acela mi-a făcut ceva sau că eu am făcut ceva. Nu e adevărat. Dumnezeu prin cutare mi-a distrus mie ego-ul, dar eu nu sunt acolo. Deci dacă vezi, în afirmația asta nu există eu. Atunci te-ai desprins. Sau poți, cum spunea Dezi la început, să îl consideri un alt eu, un alt eu, ego-ul acesta, o altă persoană și începi să-l corectezi. Îi pui pentru și că... nume, Mumu. Păi nu, ce Mumu? Aladin, Goe, Mitică, Florică. Îi pui nume. Da. Păi Porceluș. Să identifici mai ușor. Adică. Da. E o altă persoană. Da. Nu ești tu. Da. Nu o altă persoană. Tu ești suflet. Da. Da, și când faci lucrurile acestea, atunci nu mai poți să iei lucrurile așa de în serios, nu te mai afectează și ceea ce este foarte important, pentru că nu mai sari imediat să zici că mi-a făcut mie ceva, pentru că tu ai funcționat până acum fără eu. Când ești fără eu, viața trebuie să înțelegem că devine miraculoasă. Păi dacă vrei să fie bine, oamenii vor să aibă noroc în viață. Păi cum să aibă noroc în viață dacă se identifică cu eu-ul ăsta, cu ego-ul ăsta? Deci trebuie să fim atenți niciodată să nu... zicem că cineva ne face ceva sau să zicem că e rău în lume sau că lucrurile sunt greșite sau că sunt defecte sau că oamenii sunt răi sau vinovați. Nu există așa ceva. Deci oamenii iau anumite roluri, Dumnezeu în fracțiuni de secundă dă o anumită poruncă în funcție de cât orgoliu avem noi, adică orgoliu sau atașament. Și cum ne prinde omul din față, vine și te... Dacă, spre exemplu, eu în sine aveam o critică în cap, când am avut o critică a venit o mașină, a venit, se pusese roșu, deci n-a contat, a intrat în intersecție, m-a șters, m-a învârtit pe loc și mi-a dat un avertisment. N-ai voie să gândești critic despre nimeni. Deci vine reglarea. Deci cu cât știi lucrurile astea, cu atât reglarea vine mai repede. Mai rapidă. Mai rapidă. Asta am observat și eu. Deci și acum sunteți în pericol. Dacă... Și mai dureroasă, da. Dacă știți lucrul ăsta, este pericol mare. Dar care e mecanismul? Mai tare. Care este mecanismul care se petrece atunci când ești în vină? Te învinovățești de ceva. Păi tot ego-ul se învinovățește. Da, și începe să ți se întâmple ceva. Și foarte bine, zici că eu... Trebuie să înțelegi că sufletul nu se învinovățește niciodată, că el este numai iubire, nu are lipsă și este întreg. Din cauza asta el vede ca totul bine, nu vede că ceva este rău. Și nici pe el, pe ego, nu-l vede ca un vinovat. Înțelegi? Deci, în momentul în care te dezidentifici, nu ajungi în situația în care să vezi vinovat și rău în lume. Deci doar ego-ul vede. De ce? Pentru că ego-ul se hrănește cu durere întotdeauna și el, dacă nu o primește din afară, o creează, adică o inventează tot felul de situații și duce situațiile de viață. Deci, nu v-ați surprins că v-ați luat de soți? Ce? Fără motiv. Te-ai luat așa fără motiv de soți și l-ai atacat. Deci ego-ul avea nevoie de durere. Nu i-ai mai dat durere de prea mult timp și poate dar pe cine nimerești la servici? Poate nimerești pe cineva la servici. De obicei de bărbați. Femeia îi vede pe bărbați defecți, greșiți și îi atacă. Păi știi care e chestia? Deci eu mă uit la tine, Dumnezeu, dar Dumnezeu prin ochii tăi se uită la mine. Înțelegi? Și în momentul în care tu ataci, indiferent cine este în față, da? Este atac direct.
atac direct. Și automat că trebuie să zine suferința cui? Ție. Da, da. Cel care a atacat. Da, da, da. Nu, eu nu mai fac, mi-e frică. E bună și frica, chiar dacă e ego-ul, la început e bun. Suferința ca suferință, dar are consecințe. Atacul ăsta... Atacul ăsta determină în continuare atacul în lanț. Până când te vei opri. Nu, nu mai fac. Santa, eu n-am înțeles când tu ai spus că te învinuiești. Adică te acuzi de ceva sau ce înseamnă te învinuiești? Da, da, da. N-am făcut bine. Din punctul de vedere al cui? Al tău? Te învinuiești din punctul de vedere al tău că n-ai făcut bine? N-ai procedat corect? Adică cum? Că nu înțeleg. Nu înțeleg ce vrei să spui. Să repet, mi se dăruia foarte mult, iar eu mă simțeam vinovată că eu n-am venit. Care eu? Care eu? Deci cel care se simte vinovat este ego-ul. Tot ce spune el și reprezintă o îndoială, o nemulțumire, o critică și toate alea, nu sunt adevărate. Deci nu e adevărat. Tu trebuie să te oprești în clipa respectivă și să zici că nu sunt eu acela. Deci cum te surprinzi pe tine că ai o nemulțumire, o îndoială, nu e adevărat ce spui. Pentru că este numai ego-ul. De ce? El este insuficient și nu este întreg. Insuficiența îți dă, să zic, nemulțumirea, că, adică credința că mai trebuie să faci ceva ca să obții ceva mai bun sau să lucrezi o viață întreagă ca să atingi un anumit nivel. Asta este, deci o insuficiență îți dă, ideea de insuficiență, că lucrurile nu sunt destule. Asta este ego-ul. Nu sunt îndeajuns. Când de fapt totul este plin în fiecare clipă. Deci totul este numai iubire, este la ultim nivel. De ce? Devine asta pentru că noi nu ne identificăm cu sufletul, adică cu divinul. Și în mișcările lui de zi cu zi, adică Dumnezeu este supunerea ta. Dumnezeu este ca o cârpă. În momentul în care ești o cârpă, ai devenit una cu divinul. Când te-ai supus și te-ai pus în poziție secundară, pe locul 2, și mergi pe celălalt de jos în sus, ai intrat în divinitate instantaneu. În momentul în care dirigezi, comanzi, controlezi, dai ordine, ai devenit diavol. Pentru că numai diavolul este cel care nu este de acord cu nimica. El luptă întotdeauna și se apără. În momentul în care vrei să te aperi, ai devenit diavol. Dar din lucrurile cele mai mici. Pe exemplu, camelia, în momentul în care nu este în serviciul patriei pentru fata mijlocie, tot timpul, indiferent ce ar face, că zice, Marius, da, îmi aruncă mâncarea pe jos, îmi răspundește toate lucrurile, bagă mâna, nu știu ce, și în făină și o aruncă pe jos. Și ce să fac eu? Nu ești în serviciul patriei pentru că împarți în bine și rău și îți aperi un anumit nivel de comoditate. Și am dat un exemplu pentru că ea știe exemplul ăsta că de la ea am cartea, conceptul continuu, vă recomand cartea, se găsește pe script.com, se găsește gratuit. Conceptul continuu. Și acolo o să vedeți o cercetătoare care s-a dus în jungla Amazonului la un trib și ca să ajungă la tribul respectiv trebuia să meargă cu o pirogă în spate și pe malul apei, că erau cataracte pe acolo. Și pe o parte erau băștinașii tribului respectiv și pe partea cealaltă erau francezii. Francezii înjurau și erau stresați și că se înțepau și se tăiau la picioare pe pietrele colțurase, pe când băștinașii nu ziceau absolut nimic, nu erau afectați de nimic, pentru ei erau viața. Și ce se întâmplă? Care era explicația? Francezii aveau un nivel de bunăstare de unde au venit ei din Franța, la care, față de care comparau. Și atunci faptul că erau tăiați la picioare nu era conform nivelului de comoditate. Pentru când băștinașii erau viața lor. Ei tot timpul se tăiau la picioare și pe ei nu deranja nimica. Asta este diferența de civilizație. Deci o civilizație nu trebuia să fie dusă spre o bunăstare mai mare, ci spre o bunăstare mai mică. Deci civilizația care este acolo în jungla Amazonului este net superioară civilizației pe care o avem noi. Este asemănătoare cu hipercivilizațiile din univers, din cosmos. Deci îți dai seama? Un trip pe care noi îl considerăm înapoiat sunt asemănători ca și stare interioară cu hipercivilizațiile. Sunt la un nivel la care noi nici nu visăm că putem să ajungem vreodată.
Deci, dar e câinul de jos la care au plecat părinții, bunicii noștri, care nu aveau apă caldă, n-aveau și știau, erau un divin, femeia nu ieșea din cuvântul bărbatului, copiii nu ieșeau din cuvântul părinților și tot așa mai departe, nu? Înainte cum era într-o familie, așa era. Și o luai ca atare, nu te plângeai de că nu ai decât fasole o săptămână întreagă, mâncai și mulțumeai Domnului că ai. Acum încep și faci diferența. Că n-am dacă vins ai... egoul. N-am vins. Dar ce trebuie să avem în minte? Mai tare! Ce trebuie să avem în minte atunci când primim ceva? Păi primești. Păi da, dar dacă eu nu prea am făcut cine știe ce mă gândești... Sam, dar împarți în bine și rău. Dacă nu împărțeai în bine și rău, gândeai că a venit Divinul și ți-a dat și spuneai mulțumesc ție, Doamne. Corect, corect. Da. Divinul primește. Divinul primește. Ego e cel care vine și îți spune, vezi că n-ai făcut trebuie și iei mai mult decât să cuvine. Ego e ăla, nu e... Știi cum face? Știi cum face ego? Zice, de ce nu mănânci? Hai că n-ai mâncat toată ziua, ia și tu un strudel, că nu-ți face rău. Iei strudel, după ce luai strudel, zice, păi de ce ai luat strudel, că te vei îngășa? Ce mai tu te împiedici, mai ieșiți să rup nasul. Deci el trebuie să te ducă în nemulțumire și reușește. Adică tot ce spun vine din față, spui, da, Doamne, mulțumesc. Și la bine și la rău. Și la pupicul și la pumnicul. Bine. Da, Doamne, mulțumesc. Întrebarea este, dar dacă ne întoarcem la exemplu acela cu restrângerea și cu faptul că cineva primește un apartament sau o mașină, că el nu le folosește, atunci tot așa spune, da, Doamne, mulțumesc? Sau, de fapt, e un sistem prin care devine atașat de materie mai rău? Păi hai să vedem de ce ai ajuns să iei apartamentul. Deci înainte de a lua apartamentul, probabil că te-ai revoltat, ai împărțit, nu știu ce, ai considerat că comoditățile sunt foarte importante și îți dă ceea ce tu dorești ca să te termine, să te zdrobească. Era strict o discuție care fusese mai devreme, în care se vorbea despre faptul că prin restrângere și prin tot nu mai ești interesat de aceste lucruri, și totuși, la un moment dat, îți vine ca un test o chestie de corect, genul ăsta. Corect. Și în momentul în care îți vine ca un test, întrebarea era spui, da, Doamne, îți mulțumesc, sau te gândești că mă... Păi dacă este test și știi că o pățești dacă te duci să iei chestia aia, spui și tu nu. Da, la test. E vorba de starea ta. Starea ta interioară îți va dicta răspunsul. Oricare dintre răspunsuri va fi cel bun. Și da, pentru că atunci starea ta interioară și nivelul tău de desăvârșire este pentru da și nu. În momentul în care ești atât de desăvârșit, vei simți că nu ai nevoie. Starea ta interioară îți va dicta... Confirmă Cristina. Acțiune. Așa e. Și dacă nu știu poți să primești moștenirea și să faci, să o donezi mai departe. Sunt atât de multe. Tot la fel, starea ta, nivelul tău de înțelegere de la momentul respectiv, da. Sau știi ce? Poți să primești moștenirea, dar să fii dezinteresat de ea. Exact. Și nu te afectează. Deci, problema... Deci ai primit-o cu... ai primit-o ca să fii dezinteresat de ea. Starea de indiferență, nu o spuneți. Starea de indiferență. Deci e sfânta indiferență. E sfântă. Dacă reușești să atingi această stare de indiferență, ești în divin. Adică să nimic să nu te afecteze, să nu iei personal. Să înțelegi că nu ție ți se face ceva, întotdeauna îi se face ego-ului tău, inclusiv îi dă tot ego-ului tău un apartament, dar tu nu ești, trebuie să fii neafectat de chestia asta. Dar în momentul în care ești neafectat, nu-ți dă nimeni apartament. Perfect. Da, Lar, întrebare. Dumneavoastră ați spus faptul că noi avem nevoie ca femei să ascultăm tot bărbații din viața noastră. Să-i? Să-i ascultăm de ceea ce spun. Păi bineînțeles că e Dumnezeu acolo. Deci, oricare bărbat vine spre mine, da. Eu îl ascult. Da. Și ești fericită. Păi, da,
Cu excepția, cu excepția, cu excepția colecției de timbre. Nu, nu, nu. Acolo este test, nu. Nu cu sexul, nu. Nu, eu știu întrebarea da. Care se pune, da. Aia vine tot din tine, numai sexul. Deci, da, asta vine tot din tine. Deci dacă vine ceva care nu-ți convine, vine din tine. Da. Uite, am fost într-o situație odată la Sibiu, în Casa de Cultură a Sibiului. A pus cineva o întrebare. Dacă cineva vine și îți face o răutate, reacționezi, accepti sau cedezi? Și răspunsul meu nu l-a convenit. Jumate din sală s-a răzvrătit, jumătate se certa cu cealaltă jumătate, deci era un haos acolo. Și răspunsul meu a fost că dacă ești în pace, nu vine nimeni să te deranjeze. Deci era ante, adică post factum, după ce s-a întâmplat. Deci a pus o întrebare după ce s-a întâmplat, ceea ce nu este adevărat. Deci întâi exteriorul ți-a interiorul tău și dacă tu ești în pace, nimic rău nu poate să vină din față. Asta este soluția. Ca toată viața ta să nu ai constrângeri din față. Deci trebuie să înțelegi că Dumnezeu te pândește tot timpul, e viu. El e viu prin fiecare om pe care îl întâlnești, prin toată mișcarea asta care este, mașină și mai departe, numai el vine din față. Și trebuie să înțelegi că te pândește. Te pândește prin ochii celorlalți, dar te pândește și prin fiecare atom, care este ca un ochi, care te privește de peste tot. În același timp te privește din interiorul tău, deci el cunoaște totul, pentru că el administrează celulele, deci funcționarea organismului nostru, spuneam că el nu doarme niciodată, și noi dormim, deci el se sacrifică pentru noi, se face o cârpă. În momentul în care noi dormim, el de fapt lucrează pentru noi ca să ne țină în viață, deci se sacrifică pentru noi. Deci noi ar trebui să avem tot respectul față de el și să îl iubim, pentru că nu știe ce să facă ca să-mi fie nouă mai bine. Noi întotdeauna necazurile și neplăcerile, suferințe din viață sunt propriile noastre atacuri. Deci propriile noastre nemulțumiri devin în față pe frecvență, adică cu cât noi repetăm această nemulțumire în mintea noastră, noi de fapt ea se lasă în străfundul și acolo este zona unde se fac materializările și se materializează după aceea în fața noastră sub forma unui om care îți dă o palmă, sub forma unei pierderi din viață de la serviciu sau și mai departe în afacere. Deci noi trebuie mereu să fim cu ochii pe noi, nu pe ceilalți. Și dacă te uiți la ceilalți, doar să îi privești ca o oglindă a interiorului tău. Eu, spre exemplu, la 2400 de filme pe care le-am avut, au fost foarte multe femei care s-au vulnerabilizat. Și femeia când vorbea, întotdeauna l-acuza pe bărbat, dar pentru că l-acuza pe bărbat, eu știam cum este ea. Deci știu precis cum este în momentul în care ea este nemulțumită de celălalt, lucrurile acelea particulare de care este nemulțumită sunt în ea, așa este ea. Ce vede neregulă la celălalt, așa este ea. Și ea mi se definea foarte clar, simplu, după care mă duceam direct la țintă. Deci este foarte simplu să poți să cunoști un om, pentru că întotdeauna oamenii, ce nu le convine în față este din ei. Și doar îi asculți puțin și imediat îți dai seama despre ce e vorba. Și toate problemele noastre sunt probleme create de noi, nu de oameni. Noi îi acuzăm degeaba pe oameni. Ei sunt doar oglinzi care se întorc înapoi amplificat toate nemulțumirile din tine. Deci noi trebuie să fim cu ochii pe noi, ce gândim noi. Noi nu avem treabă cu ceilalți. Și nu avem treabă, apropo de tine, Paulina, nici de stăpâni la lume sau că bogățiile ăstora, pentru că nu e vorba despre noi. Întotdeauna când e vorba despre mai mult, nu e vorba despre tine. Pentru că tu trebuie întotdeauna să stai în puțin. Dacă stai în puțin, în modestie și simplitate, ești apărat. Pentru că Divinul este cu tine. De ce e cu tine? Pentru că în momentul în care te duci spre puțin, faci spațiul acela gol. Spațiul ăla gol, pentru mine, golul acela, este cea mai mare bogăție a Universului. Spațiul acela care se deschide în noi, în care noi dăm voie situațiilor de viață să vină spre noi. Deci noi nu putem să fim fericiți în viață sau să funcționeze lucrurile bine decât dacă avem acel spațiu gol unde dăm voie vieții să se desfășoare, să înflorească. Fără acel spațiu gol, noi nu putem reuși nimic în viața. Nici măcar examene, nici căsătorie, nimic nu se poate întâmpla. Deci soluția este, și cineva din familie mi-a spus exact același lucru, a zis că îmi dau seama că m-am ocupat întotdeauna de mine și de poziția socială și asta m-a făcut să fiu arogantă. Și din cauza asta sunt în situația asta. Deci
atâta timp cât este ego, poți să fii sigur că nimeni nu vine la tine, s-a blocat totul. Că femeia trebuie să fie smerită, adică să fie vulnerabilă, să fie, ca să fie feminină, ea trebuie să lase armele jos, să fie vulnerabilă, deschisă, să fie în serviciu celorlalți, pentru că niciodată un bărbat, bărbatul are un scanner în el și imediat se uită la femeie și dacă vede orgoliu, el știe, nu știu de unde știe, știe când o femeie are orgoliu și fuge de ea, nu se poate apropia de ea. Singura soluție ca femeia să atragă un bărbat este să aibă acel spațiu gol. Dacă să aibă spațiu gol, ea trebuie să fie tot timpul în serviciu celorlalți, că numai așa se golește de eu. Eu pe primul plan. Cum spunea părintele Asenie Papacioc, îl întreabă Sorin Dumitrescu, parcă, spune-ți, părinte, acum un cuvânt de sfârșit, de înțelepciune, la sfârșitul interviului, și el zice așa, dai eu și e putere. Deci, când pierzi eu, adică dreptățirea de sine, avantajele tale, binele propriu, dreptatea ta, adevărul tău, numai atunci vine divinul. Că trebuie să vine puterea, vine puterea universului. Și noi, în loc să stăm alături de puterea cea mare, noi ne îndreptățim, adică ne umplem de eu, de binele propriu. Noi trebuie să scăpăm de acest bine propriu. Adică mereu să ne înfrânăm în toate modurile posibile, să ne restrângem continuu ca să facem spațiul ăla gol. Spațiul gol și în cultura indiană, nu? Este acel, sau un zen, sau un Tao Te Ching spune că roata nu poate fi mișcată decât de spațiu gol. Deci spațiu gol este elementul cel mai puternic care există în univers, pentru că el permite tuturor lucrurilor să existe, să fie. Deci în momentul în care noi retragem îndreptățirea de sine, adică voia noastră, și facem voia celuilalt întotdeauna, nu avem niciodată voie să facem voia noastră. Întotdeauna trebuie să faci voia celuilalt și să te lași folosit. Nu-i așa? E ușor de spus în gură, dacă suntem în fața faptului, în fața soților noștri, câteodată se întâmplă, pentru că noi avem deja un istoric și acum cu învățăturile am ajuns să cunoaștem, să distingem unde e eu, să ne dezidentificăm, dar câteodată mai avem un moment din ăla în care sărim așa ca arcul. Mă gândesc în momentul în care am sărit ca arcul, deja mi-aduc aminte că și mă las din nou, mă las. Dar am încă tendința aia să sar ca arcul. Și ce faci? Mă opresc și recunosc. Dacă sar, ce faci? Dacă sar, spun un cuvânt, eu știu care, ne la locul lui și... Și ce se întâmplă? Nu iau după aia peste ochi, bineînțeles că mi-o iau. Iau peste ochi, bineînțeles, să schimbă soțul în Dumnezeul casei, să-și schimbă după aia mimica față de mine, felul în care vorbește deja arogant cu mine. Cât timp vorbesc eu și respect ceea ce trebuie, este ceva de nedescris. Când eu am sărit o singură dată, după aia mi-o iau două, trei ori peste bot, cum să spune. Până ajung iar la nivelul ăla de plutire. Da, ai văzut o singură săritură și te-a ținut o săptămână, o lună de slujire ca să-și revin. Da, durează da, mult. Da. Adică... Dar eu am făcut săptămâna trecută, am făcut un clip. Și vreau să spun că poate ajută și pe altcineva. De foarte multe ori noi zicem că facem și de multe ori nu vedem. Așa așteaptă ego-urile noastre să vadă o schimbare la cei din jur. Adică dacă eu am slujit în toată săptămâna, vreau să văd din partea, adică gândește ego-ul meu că, domne, ar trebui să se schimbe ceva la el, să mă privească, iubirea nu așteaptă iubire, eu am înțeles asta. Dar ca femeie te gândești, parcă astăzi n-a zâmbit, parcă astăzi nu mi-a vorbit suficient și atunci te gândești de multe ori că... Am avut întrebarea asta în sinea mea, de ce se întâmplă chestia asta? Una din treburi a fost, am vorbit cu Marian, că nu știam să-i spun soțului meu un anumit lucru și din frica din trecut, că el totdeauna era împotriva mea, pentru că el era oglinda mea, nu era altceva, eu acum am înțeles, dar el era oglinda mea. Din frica din trecut, ce făceam? Niciodată nu-i spuneam adevărul până la capăt sau îi spuneam vreau să fac, dar nu-i spuneam sau veneam cu niște detalii care cred că îl zăpăceau de cap. L-amețeau.
Și am avut așa o discuție cu Marian și Marian m-a ajutat să fac un click extraordinar. De ce eu mă comport, mi-am să întrebat, de ce oare eu mă comport așa? De fiecare dată când vreau să mă să-i spun o treabă serioasă, un lucru important, mă făstăcesc și încep și-i spun ce e de făcut prima dată și pe aia îmi vin eu cu detalii, ori că îl sucesc, ori că îi argumentez că de-aia trebuie făcut. Și mi-am dat seama de un singur lucru. Așa mi-a făcut un click de puternic, că eram în picioare și a trebuit să mă așez pe scaun. M-au trecut toate transpirațiile și pe interior și pe exterior și mi-a trebuit vreo 5 sau 10 minute să mă relaxez ca să pot. Mi-am dat seama că eu am în interiorul meu niște lucruri pe care eu nu le-am spus soțului meu de la începutului în căsnicia noastră. Deci chestiile alea stau acolo ca așa și uite așa îmi fac. Și din cauza asta eu vreau să fiu, pentru că vreau să fiu validată, vreau să fiu, dar eu n-am fost din începuturi sinceră cu el în tot. Am ascuns niște lucruri la început. Clar. Acum mi-am dat seama. Din cauza asta n-am eu forța și puterea să mă duc să-i spun lucrurile. Uite, vreau să fac asta, așa tu trebuie să lasă-l decide el. Da, tot. E un program care toate femeile le avem acesta. Bine, scenarita la noi e de Oscar. Dar da. Mi-am dat seama că nu sunt sincer, n-am fost sinceră cu mine. Da, și sinceritatea. Noi femeile avem impresia că suntem sincere. Nu, suntem sincere în așa fel încât să cădem noi bine în picioare și să iasă lucrurile cum vrem noi. Asta era mine, da. Eu sunt sinceră pentru că să cad noi, eu bine. Da, da, noi femeile în general nu acceptăm un refuz. Trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Noi nu acceptăm nu. Sau nu se poate. Noi nu știm. Da? Și atunci sărim ca pe arcuri. Pe când dacă am fi 100% sincere, dacă asta ți spune nu, e nu. Dar mai du-te și mâine, ia vezi, că s-ar putea să fie da. Și aici intervine scenarita. Și noi avem. Plus că amintirile nu fac altceva decât să ne fure din timp, din viață. Asta fac, amintirile, atâta fac. Pentru că ea vine, îți ridică ceva acolo și tu începi și rumeci. E o minciună. Acum știm că tot ce e așa, e o minciună. Și acum poți să-i spui acele adevăruri? Da. I l-ai spus? Nu, nu i-am spus, pentru că n-am avut ocazia, trebuie să stăm să uite, poți să zic mai mult? Eu nu pot să-i spun soțului meu de Aladdin, n-ar înțelege. Dar am găsit o variantă. Am un drac în mine. Da. N-ar înțelege dacă aș spune Aladdin, cum îl cheamă pe Guțu meu, pe Ego, că nu e Guț, da? Dar am găsit varianta, am un drac în mine. Și câteodată spune ceva și spui, știi ceva, am un drac în mine care nu vrea, dar eu vin. Și într-o zi, dar foarte calm, așa zice, dacă nu o să pun eu bătuta asta și pe tine și pe drac, pentru că el n-a înțeles eu ce spun, înțelegi? Dar eu trebuie să, ce simt înăuntru, trebuie să scot repede, că altfel mă prinde. Da? Și spun, uite, dracul din mine așa ar vrea acum să facă, dar nu o să facă. Și el asta a găsit ca și soluție. Și mai cer o dată, mai cer 5 minute de pauză. Zic, 5 minute pauză, trebuie să gândesc cu voce tare, am un drac aici, cal. Și el aude, normal că aude ce iese. Pot să vă mai povestesc o fază ca să vedeți cât de bun sunt bărbații, dar noi nu știm. În anturajul nostru exista o doamnă și bineînțeles că există și acea parte probabil de mine nedescoperită, am observat cum începuse să se schimbe atitudinea ei și aspectul fizic de când intrase în cercul nostru de prieteni și când era soțul meu acolo prezent. Bineînțeles că soțul meu n-a observat lucrurile astea. Doar ego-ul tău a observat. Doar ego-ul meu. Și la un moment dat chiar l-am făcut atent, dar nu l-am făcut atent în sensul de a-i face un reproș. Da? Și zice, eu n-am observat? Zic, păi tu n-ai cum să observi. Pentru că tu nu știi ce ne bubuie nouă mintea. Și tu nu știi de ce suntem noi în stare. Normal că tu nu poți să observi. Dar mi-a plăcut reacția lui. Îți mulțumesc că m-ai pus în temă și promit să fiu mai atent. Dar el n-a observat. Deci timp de un an de zile, acea femeie făcea avansuri, dar el n-a observat. Era pentru tine. Era pentru mine, da. Dar era foarte drăguță și chiar la un moment dat mă gândeam, zic, măi, oare până unde s-ar duce? Dar pe mine m-a șocat faptul că el chiar nu observase, chiar nu văzuse. Și bineînțeles că mi-a cerut detalii, explică-mi, te rog, cum face o femeie când face avansuri, că vreau să știu. Și am spus, pe lângă faptul că schimbă ținuta, slăbește, se coafează, se machiază, tu n-ai observat că se schimbă tonalitatea în jurul tău?
dintr-o dată este pasionată de aceleași pasiuni pe care le ai tu. Tu n-ai observat? A, nu. Pentru că ei nu observă lucrurile astea, dar noi avem pretenția de la ei să fie, știi cum? Noi să spunem A, dar el să știe deja. Atlantida am vrut să spun. Știi? Nu se poate. Nu? Dar avem și futurașul în mânecă. Dacă cumva nu e, de exemplu, am vrut să spun Atlastea, am prins, dar e așa. Pentru că avem chestia asta. Deci noi avem un teatru noi și o scenarită. Ce, Gabriela? Rămân așa, uimită că... Că așa e. Așa este. Da, și noi trebuie să fim foarte... La un nivel subtil, da. Că tu tot le cauți ca femeie, chiar le găsim. Le găsim și le avem. Și, adică, la un moment dat, chiar că noi înșine ne pot lua prin subtil. Exact. Pentru că noi ne, noi ne mințim, de fapt, pe noi înșine. Noi nu pe ei mințim, noi pe noi înșine ne mințim. Și tot noi dăm din colț în colț, că nu știm de ce ne e greu, pentru că nu suntem sincere, suficient de sincere cu noi. Adică nu avem credință. Exact. Adică sinceritatea mai tare. Adică nu avem credință, pentru că sinceritatea este adevăr și adevărul este echivalentul credinței. Nu suntem întuneseiți. Am fost rugat? Da. Sinceritatea îți dă libertate. Când spui adevărul, da, stai da. Așa liniștit. Da, da. Când ești sincer până la capăt, da. Ești liber. Da, da. Ești liber. Da, da. Eu tot timpul mai depășesc câte ceva, dar iar mai apare ceva. Reușesc să fiu cu minte, să tac, să mișc măcar interior, cum am învățat. De la noi, că sunt și ceilalți care spun te citează și atunci, de asta am spus noi, tot timpul încerc să fac exact ce am învățat de la tine, Marius, și mă trezesc că apare altceva care nu reușesc să înțeleg și ce am greșit și acum ce e în mine. De exemplu, soțul meu are tendința mine, dar asta a avut-o tot timpul, să fie după mine. Să nu plece singur undeva, să nu mă lase singură. Până când eu mă duc la magazin și mă conduce până acolo. Adică așa tot timpul sunt încorsetat. Și zic, acum eu ce mai greșesc? De ce sunt așa sub... tot timpul în spatele meu, tot timpul... Trebuie să-ți găsești singură, Sandra. Singură răspuns. Nu o să-ți dea, domnul Marius, da. Niciodată răspunsul. Eu întotdeauna clicurile mine s-au făcut. Hai, eu am ascultat binariile și toate exemplele voastre, iar clicul la mine s-a făcut în interiorul meu. Niciodată nu mi-a venit să-mi spună un... Asta nu-i bine ce face soțul. Asta vreau să zic, depinde de perspectivă. Da, depinde de bine, de mulțumesc că ai grijă de mine. Exact. Bine, cu mine, oriunde. Da, la ai mă vede lumea. Ai întrebare pentru noi, te rog. Uite, s-a tot vorbit mare în ultima vreme, exact cum zici și... N-aud, n-aud. Nu? S-a tot vorbit în ultima... cum e sinceritatea asta și comunicarea în relația de cuplu între bărbat și femeie? Că dacă se duce ea prea mult și dă toate detaliile cum a zis ea și spui ce e în capul tău și cum îți merge, l-ai pierdut din start. Ce înseamnă să fii sincer cu el, să-ți spui adevărul? Când tu nu ești încă, în divin, nu ești rezolvat. Să taci. Mai bine. Să ți le rezolvi singur în cap, să faci ce trebuie. Și așa, e o încrângătură acolo, o încurcală. Da, da. Nu, mai bine taci. Că tot nu înțelege. Că tu trebuie să înțelegi. Discuțiile cu băieții de grup vă fac să faceți cât mai multe clipuri. Uite, de exemplu, am fost foarte gen. Aveam o situație cu soacră mea și îi povesteam lui Marian situația mea din casă și Marian la un moment dat mă întreabă: dar de ce ai spus tu soțului tău lucrul ăsta? Și atunci am făcut și eu un clip, de oare chiar de ce lui fi spus? Și chiar nu era un detaliu care trebuia să-i spun cu ce îl ajută pe el că mama mai nu mai știe să-și tragă chiloții, cum pune. Și a zis, soțul tău nu trebuie să știe
decât ce te întreabă. Corect. Niciodată nu vii tu ca să te dai. De ce ai făcut asta? Și știu de ce am făcut asta. Am făcut asta pentru ca eu să par în ochii lui câte lucruri favorabile fac eu pentru mama. Dar nu m-a trimis el acolo. Eu m-am dus să slujesc. Eu am ales asta. Și dacă o fac, nu spune și domnul Marius să spune și-mi iubești peste tot, faceți și taceți. De ce trebuie să vin acasă? Păi eu când vin acasă, că sunt învățată să vorbesc, el stă la televizor sau eu știu, eu obosit și eu lângă el cumva să-i mai spun ceva. Să-i mai spun ceva. Și atunci îmi dau seama. Și dacă văd că nu mă pot stăvili, îmi iau frumos caietul și căștile și mă duc alături, în camera de alături, și îmi bag ceva în ureche și ascult. Că dacă nu știu să tac așa, stând lângă el... Da. Nu știu dacă ți-am răspuns sau nu. Ego meu încă e violent. Ego meu caută validare și chiar îl întreb să tac, dacă ce da. Chiar tac, adică chiar tac, da. Ego-ul tot are nevoie să trebuie să tac, e vrei să fii lăsat în pace, da. Dar are nevoie încă. Și dacă îmi permiți ce ai zis tu, legat de încorsetare și control, că da, cred că de asta așa părem că suntem atinți. Dar eu nu am, de ce are? Nu știu dacă e acolo, la mine aveam chestia asta, tot dacă stătea pe lângă mine, mama, la fel dacă stătea, că mă simțeam controlată și că, de fapt, aveam, ego-ul meu credea că îmi caută greșelile. Că-mi caută greșelile și așa. Și soțul mi-a spus, dar eu vreau doar să te ajut. Și atunci am înțeles. Și apoi am fost din nou deranjată de mama, care stătea, eu băgam rufe la spălat și a stătea lângă mine. Și dar nu spunea nimic, nu făcea nimic. Și zic, dar de ce stai aici? Și ideea din spate, după aceea, dimina a fost, da, păi stai puțin, că tu în continuare controlezi și vrei să controlezi pe ceilalți. Normal să fii deranjată de mama care ea nu voia să-mi facă nimic, mă privea cu drag și așa, dar normal că ego-ul meu credea iar, mă controlează, mă critică, vrea să mă critique mama. Era în spate, dar eu fac asta cu ceilalți, nu, ea doar mi-a arătat, nu controlez, nu stai așa pe pândă cum mi se părea mie că stă. Dar eu fac asta cu ceilalți. Și atunci am zis, nu, ok, mulțumesc, Doamne, am mai... Dar nu are încredere în mine, unde mă duc, ce fac? Ego-ul tău, deci orice comentariu e ego-ului. Da. Sufletul nu comentează nimic, ia lucrurile așa cum sunt. Și gata. Apropo, ce e foarte interesant ce spui tu, orice situație de viață se rezolvă numai în momentul în care o lași în pace. Deci atâta timp cât vrei să controlezi, să fie cum vrei tu, să intervii, nu se rezolvă. Pentru că și în Tao de 5-6 mii de ani vechime, deci oamenii știau asta, non-intervenția este Tao, este Dumnezeu. Deci în momentul în care nu intervii, atunci ai intrat în armonie de la sine. Deci dacă vrei ca o situație de viață să se rezolve, indiferent de greutatea ei, lasă-o în pace. Se rezolvă de la sine. Pentru că intră divinul. Atâta timp cât vrei tu să o rezolvi, nu se va rezolva. Că ți se va opune. Dumnezeu întotdeauna se opune voiei tale. Și vine, mecanismele sunt automate. Norocul nostru este că la baza lumii, în interiorul ei este pusă iubirea. Deci în tot ceea ce există este divinul. Iubirea ne lovește. Deci când nu suntem iubire, am pierdut. Deci iubirea ce face? Ea lasă lucrurile în pace, nu intervine niciodată, îi lasă pe oameni așa greșiți cum sunt, nu face voia celuilalt întotdeauna, nu face voia lui. Deci iubirea doar se sacrifică pe sine pentru ceilalți. În viața ei nu este interesată să fie iubită. Deci iubirea nu are nevoie să fie iubită. Pentru că ea este întreagă. Nu are lipsuri, nu ai ce să iei niciodată. Ea este puterea Universului absolută. Nu are capăt niciodată. Pătrunde totul și în loc să fim alături de puterea cea mai mare a Universului, noi ne opunem ei continuu, pentru că asta înseamnă omenire. Deci oamenii tot timpul funcționează printr-o formă de opoziție, pentru că ei zic așa, vreau să, păi dacă eu nu mă opun sau dacă nu-mi fac plăcerile, eu când mai trăiesc? Sau când mă mai bucur? Așa zicem noi. Adică noi derivăm sentimentul de bucurie în urma unui necaz, adică când avem în față o provocare, când avem o împotrivire din partea vieții, atunci noi simțim că trăim. Ceva pe dos.
și ne plictisim în momentul în care lăsăm viața în pace și să fie cum vrea ea și noi nu vrem miracolul, de fapt. Cam asta este situația cu noi. Mereu suntem agitați, credem că lucrurile nu sunt bune, dar tot mecanismul ăsta ne face să simțim că trăim. Credem că așa trebuie să fim, să trăim. Dar când intrăm în situații dificile, singura soluție este să lași viața în pace. Și mai ales atunci când nu-ți convine. Pentru că trebuie să înțelegi că încercarea respectivă a venit în forma aceasta special pentru tine. Pentru că nu mai ai energie subtilă. Ești într-un moment critic și Divinul îți trimite o situație neplăcută, dar cu asta se poate întâmpla cu oricine din noi, oricând. O pierdere, o părăsire, o dramă personală se poate întâmpla oricând, în orice clipă, pentru că noi nu știm care sunt programele care vin la spate, din spate. Ele vin la rând tot timpul. Și ne poate surprinde, dar dacă noi reacționăm, ne luptăm și ne apărăm, cu siguranță vom pierde. Deci neplăcerea vine în momentul în care noi nu mai avem energie subtilă, vine ca să ne zdrobească ego-ul sau avem un orgoliu foarte mare. Ne zdrobește ego-ul, ne desprinde de patim și ne dă viață. Trebuie să înțelegem și este greu să înțelegem, că cu ego-ul nu prea înțelegem, că tot ceea ce nu ne convine este de fapt un dar de sus de neprețuit și că Dumnezeu doar ne ajută. Dacă poți să accepți lucrul acesta, atunci se diminuează. Deci cu fiecare pas, cu fiecare acceptare, sufletul devine mai puternic. Cu fiecare pas, cu fiecare neacceptare, sufletul devine mai slab. Și neplăcerile din față crește agresivitatea lor. Deci se începe de acum, din clipa de față, cu primul pas. Dacă în primul pas reușești să înțelegi că din față vine numai Divinul și să nu te împotrivești la nimic și ai făcut pasul acesta, următorul pas, neplăcerea care va veni va fi diminuată. Va fi mai puțină neplăcere, mai puțină durere. Și ești interesat. Deci, oricând, de astăzi, de mâine, de când vreți, când vin situații neplăcute din fața, ați cedat. Și atunci, următoarea neplăcere va avea o forță mai slabă, mai mică. Deci noi ne facem viața în funcție de cum, ce atitudine avem față de ce ni se întâmplă. Dacă rezistăm și luptăm, atunci neplăcerile trebuie să vină spre noi cu o forță și mai mare. Noi le dăm forța. Dar dacă acceptăm ceea ce vine din față, că a venit din mâna lui Dumnezeu, nu a oamenilor, atunci ele se diminuează. Am observat o greșeală frecventă și am văzut și la măicuța Elena această greșeală, acuză persoana. Zice că măicuța cu tare i-a făcut ceva, că nu o suportă, că o atacă tot timpul. Nu măicuța face asta. Dumnezeu o lovește prin măicuța respectivă pe nivelul ei de orgoliu. Ea se apără. Deci caracteristica ei esențială este că luptă și se apără. Nu-i folosește la nimic rugăciunea și liturghia. Nici nu se simte bine la liturghie, se face și rău. Soluția ar fi să nu consideră că este un om care face ceva. Este Divinul. Noi nu știm că fiecare din noi, din oamenii din fața noastră, primesc o poruncă de sus în fracțiuni de secundă. Primești o poruncă și omul ia un rol și vine împotriva ta constrângător ca să salveze viața. Nu oamenii sunt de vină, ci prin ei Dumnezeu salvează viața. Deci când acceptăm ceea ce vine din față fără niciun fel de comentarii, atunci următoarele situații neplăcute din viață vor fi din ce în ce mai puțin agresive, din ce în ce mai puțin neplăcute. Să zicem, să vorbim despre căsătorie. Spre exemplu, o femeie, ca să se căsătorească, trebuie să aibă spațiu gol în ea. Adică, zi de zi de zi, să facă tot posibilul ca să meargă spre oameni de jos în sus, să fie în poziția a doua și secundară în toate situațiile de viață și să n-aibă apărare. Lipsa de apărare înseamnă vulnerabilitate și vulnerabilitatea înseamnă feminitate. Deci o femeie nu este feminină dacă se luptă și reacționează și își apără adevărul ei și dreptatea ei. Nu va putea să vină niciun bărbat pentru că ei vor fugi. Bărbatul vrea întotdeauna o femeie care este moale. Moale, blândă, bună, îngăduitoare la infinit. Cu o femeie care este bărbată nu poate să trăiască, fuge, pentru că femeia îl atacă cu o energie foarte mare, cu 80%, și atacul ei, supărarea ei,
nu este echivalentă cu supărarea lui, care are 20%. De supărarea ei pentru bărbat este ucigătoare. Îl lovește în piept aici, îi zdrobește câmpurile doar prin gând. Deci forța ei de distrugere este foarte mare. Din cauza asta, bărbații caută întotdeauna femeile care sunt blânde. Nici nu e nevoie să aibă școli, facultăți sau poziții sociale. Blândă să fie bună și îngăduitoare și e suficient pentru ei. Poate să fie de la țară, poate să n-aibă decât 4 clase primare, nu contează. Deci să fie bună și blândă. Asta caută ei, pentru că nu vor să fie atacați o viață întreagă și să trăiască într-un chin, într-un iad. Și ca să aibă pe cine să protejeze, că el nu-și face natura. Natura bărbatului este autoritară, el caută putere și dacă femeia nu este slabă, nu are pe cine să protejeze, că e prea puternică, se bate cu el. Deci asta este soluția. Femeile trebuie să fie feminine și să fie moi, să fie vulnerabile. Dar în lipsă, adică nu e nevoie să ai un bărbat în față. Poți să fii singur acasă, poți să fii la servici, oriunde, să ai atitudinea aceasta de secundară, de poziție secundară și atunci ca să permiți bărbatului să vină spre tine. Altfel nu poate să vină că n-are loc. Nu-i dai loc. Dacă ești autoritară sau puternică, va fugi de tine. Și mereu în timpul vieții să se păzească de tendința naturală pe care o are ea, pentru că are energie foarte mare, de a-l vedea critic, de a-l ataca tot timpul, de a nu-i conveni ce face el. Întotdeauna bărbatul este cel care decide, ea este secundară, niciodată nu poate să vină peste el, acceptă ceea ce hotărăște el, pentru că el este inspirat de divin, pentru că capul bărbatului, zice în Biblie, este Dumnezeu, iar capul femeii este bărbatul. Deci asta înseamnă s-a terminat total orice discuție față de bărbat, nu se poate decât să-i ceri voie, atât poți să faci. El este cel. Pe de altă parte, trebuie să înțeleagă că în momentul în care îi cere voie, atunci îl împuternicește, îi dă energie, el devine puternic, reușește în tot ceea ce face în viață și este interesată ea să facă asta, ca să poată să aibă armonie în familie, să aibă grijă de familie. Deci femeia este interesată să se supună, nu e interesată să-l atace sau să lupte cu el. Pentru că atacul asupra bărbatului înseamnă atac asupra naturii divine. Adică ea îl atacă pe Dumnezeu în persoană. Deci când nu-l acceptă pe bărbat, nu-l acceptă pe Dumnezeu. Când vrea să corecteze, când vrea să conducă, când vrea să se pună condiții bărbatului, de fapt îi pune condiții lui Dumnezeu. Eu vreau să fie așa, să fie așa cum vreau eu. Adică numai bărbatul pune condiții, tu n-ai voie să pui condiții. Și s-a terminat, legătura se destramă cu încetul. Spune. Dar în momentul în care e un bărbat care își cere de fiecare dată să spui tu, adică cumva te forțează... Da, și hai să traducem, că înțelegi totul tu. Dacă tu ești foarte puternic, îți va cere. Deci problema e la tine, că ești foarte puternică. Trebuia să fii jos, secundară, și nu primeai un bărbat care să își ceară el. Nu ai fi primit. Dar tu ai primit un asemenea bărbat, sau nu ai primit, nu știu. Ai primit un asemenea bărbat ca să te umilească. Adică tu nu o să poți să fii, nu o să te simți feminină niciodată. Nu poți să realizezi lucruri cu el. El este cum... nu-l vezi ferm, vei fi nemulțumită de el tot timpul. Deci tu trebuie să-ți scazi din această putere pe care o ai, că este extraordinar de mare la tine, de a controla, de a face treburi, de a conduce și mai departe, inclusiv te poți duce pe poziție secundară. Cum este o doamnă, am avut-o la Șinca Veche, o doamnă care era director de corporație mare, de cu mii de angajați, care s-a dus într-o poziție secundară, s-a făcut cetecistă. Și îl critica până atunci în poziția pe care o avea, îl critica tot timpul pe soț și vrea să despartă pentru că nici măcar să conducă nu l-a lăsat, că îl vedea defect, că nu conduce bine. Deci era clar că era poziția de frunte, o făcea să vadă numai lucrurile rele. În clipa în care ea s-a dus pe poziție cetecistă, îți dai seama ce curaj, fantastic, cred că e unică în grup doamna, atunci bărbatul i s-a mărit salariul de 3 ori și a ajuns să câștige mai mult decât câștiga ea în poziția de director. Deci o simplă mișcare de poziție secundară sau cum este Maria aici când a avut fratele ei la ea, n-a făcut decât o mișcare, deci n-a dormit în pat, a dormit jos, a pus jos. Această schimbare de poziție l-a încărcat pe el cu energie și un timp a funcționat cum trebuie. Cum este Maria?
Am vorbit despre căsătorie, dar și cu tinerii din familie la fel procedat? Cu bărbații, cu băieții. Băieții? Da, trebuie împuterniciți. Băieții cam de la 11 ani. Religia musulmană, că de atunci li se dă posibilitatea de a decide și femeile din casă, chiar dacă e bunică, străbunică, toate femeile stau drepți în fața lor. Pentru că modul acesta îi face să fie responsabil și să fie puternici. Sunt mici amănunte, dar care contează enorm. Deci băiatul trebuie învățat să ia decizii singur și mama sau toate femeile din casă respectă decizia. Atunci el va fi responsabil și toate hotărârile pe care vor fi bine gândite. Deci trebuie doar să ai curajul să-i dai libertate să hotărească și să greșească. E foarte important să greșească. Dar să ai siguranță că nu poate să greșească pentru că bărbatul este inspirat de divin. Să vrei și nu poate. Simba, trebuie doar să-l încarci. Pentru tine este probabil greu, dar trebuie să-l înveți. Ești ca mama lui acum. Păi este greu din cauza faptului că am observat la marea majoritate a femeilor care suntem în grup, că noi nu am învățat numai pe bărbat să-l ținem sub papuc. Noi tot ce era în jurul nostru țineam sub papuc. Masculin. Eram... Masculin. Da, noi eram femeia bărbat și în fața noastră nu trebuia să crâctească nimeni. Nu contează că e vecina, că e, eu știu, mare majoritate erau în funcții de conducere masculine și executau toți ceea ce spuneam și acasă eram învățați ca și cei de acasă să mă asculte. Acum să schimbăm poziția, să schimbăm exact cum a zis și ea, jos, la cratiță, ușor, lăsăm bărbatul să câștige și noi nu mai vrem puterea banului și atunci schimbăm... Schimbăm și forma lui de a fi masculin. Să se ducă în poziția în care trebuie să fie el acolo, unde este el. Și să văd transformările. Dar de ce trebuie neapărat să fim noi jos și nu am putea să ne sprijinim pur și simplu și recitul? Păi eu am observat la mine. Dacă câștig mai mult decât el, niciodată nu pot să fiu jos. Când mi-am diminuat câștigurile, de efectiv mi-am oprit câștigurile, dintr-o dată s-a schimbat. Eu așa vedeam lucrurile. Nu, dar sunt principii biblice unde spun că capul femeii este capul femeii este bărbatul. Da. Da, de aceea și capul bărbatului este Iisus Hristos. Deci e principiul divin. E ordinea divină. Iar puternicirea bărbatului incredibil, dar o poți face cu niște gesturi foarte mici. De-a mine face observație că și-a lăsat hainele, șosetele, unde își pune încălțămintea, de a fi atentă să-i pui lui mâncile ambientate la masă, la gesturi mici. Face o diferență atât de mare. Gesturi mici și constante. Nu trebuie să fie ceva pentru început. Poziția secundară îl împuternicește și îl încarcă cu energie subtilă. Pentru că ea cedează materie și când cedează materie se încarcă cu energie bărbatul. Deci el ca să poată să reușească în viață, să fie puternic, să aibă curaj, să împlinească lucruri, ea este interesată să se pună în poziția a doua întotdeauna. Exact raportul divin. De ce? Pentru că în poziția a doua, întâi, prima dată a fost făcut bărbatul și apoi a fost făcută femeia. Vreau să spun că eu în Shangri-La am explicat, am văzut bărbatul, dar eu n-am văzut femeia. Nu știu de unde a apărut femeia. Da. Nu știu, n-am văzut. Cine știe când a apărut, cum a apărut, dar nu-mi dau seama. Deci am văzut acel prim Adam, cum a căzut el, într-adevăr, este fascinată căderea lui. Că el ținea atenția spre divin și primea energie de la divin, n-avea niciun habar de ce este în jurul lui și în momentul în care a îndreptat privirea spre exterior, toate lucrurile din jur, adică natura, tot ce este, sunt cuvinte întrupate și au dat năvală în mintea lui, s-au aranjat în propoziții și atunci el a început să vadă și în Biblie zice și a ajuns să fie ca noi. În momentul în care a început să vadă, și-a amintit de Dumnezeu, s-a întors să vadă dacă n-a pierdut legătura, era tot acolo, este un soare de iubire care pulsează. Și a zis, e ok, încă n-am pierdut legătura cu el și s-a orientat din nou spre lume. Când s-a orientat spre lume, a intrat în ea cu totul, adică a fost fascinat de ea, a fost fermecat de ea.
și și-a pierdut legătura. Când și-a amintit de Dumnezeu, nu mai găsit drumul înapoi. Deci noi suntem pierduți aici în lumea aceasta și drumul înapoi se face făcând operația inversă, adică să te distanțezi de materie continuu și să nu o vrei. Pentru că în momentul în care materia vine spre tine, vine și te lipește și tu mereu când spui nu la toate atracțiile vieții, te distanțezi de ea. Deci trebuie să spui da la solicitări și nu la atracții, la plăceri și la ușor. Atunci te încași cu energia subtilă și te poți întoarce înapoi. Pe de altă parte, poți să rămâi în lumea de dincolo. Pentru că noi am venit aici pentru dincolo și viața pe pământ este ca și când ai veni la o stație de încărcare cu energie subtilă. Cum ar fi o benzinărie. Și aici te încași cu energie subtilă. Și urși, noi am venit pentru lumea de dincolo, nu am venit ca să câștigăm ceva în lumea asta. În momentul în care omul acordă toată energia exteriorului și toată atenția exteriorului, el nu va putea în lumea de dincolo să urce prea mult, pentru că toate lucrurile pe care el a considerat prețioase, îl vor trage în jos. Dacă el a considerat prețios casa, mașina, banii, copiii și mai departe, familia, va fi tras în jos. Deci el trebuie să se desprindă, să nu trăiască înnebunit după lumea aceasta, să păstreze o distanță continuă față de ea, inclusiv față de copii. Că în familie toată atenția greșeală, vorbeam și cu Mihaela, a fost că a acordat toată atenția copiilor și nu o tatălui, nu o soțului. Pentru că toată energia e acordată soțului, că dacă e acordată soțului, atunci Dumnezeu nu va folosi copiii constrângători împotriva ei. Și asta este soluția. Deci, în momentul în care ea toată energia o dă soțului, atunci Dumnezeu nu îl pune pe copil să o constrângă în cine știe ce modul. Adică să îl țintuiește în calculator ca să o dezamăgească pe ea. Atunci mama nu vede nicio perspectivă pentru copii și suferă o viață întreagă. Că zice că este inadaptabil și nu poate să realizeze nimic în viață. Că ce o să facă el în viață întreagă stând în calculator? Deci când se întâmplă lucrul ăsta, înseamnă că mama i-a acordat prea puțină atenție. Soțul știe asta de la început și rezolvarea este să-i dea toată energia și atenția soțului, inclusiv în momentul în care, așa cum a spus Raluca, când intră soțul în casă, a intrat Dumnezeu pe ușă. Deci asta este principiul. Adică imediat te-ai dus spre el, lași pe copii, că nu ai problemă. Copilul a venit pentru tine ca să te corecteze pe tine. Deci copiii sunt pentru noi, nu noi pentru ei. Noi credem că trebuie noi să învățăm, să... Nu, iau programele lor bine stabilite, cu care vin din lumea de dincolo, ei sunt niște ființe independente. Noi zicem că sunt copii, dar cine știe, poate au fost să mai bătrâni ca suflet decât noi. Cine știe ce experiențe au și cine realizări fantastice au avut ei în spatele și noi zicem că trebuie să învățăm. N-ai ce să înveți, pentru că cunoașterea de fapt este o recunoaștere. Și ei au lecțiile lor, le vor duce chiar dacă tu te opui și vrei să impui ceva, ți se vor împotrivi. Uite, am fost odată în casă la o doamnă și venise o prietenă de-a ei, ea făcea terapie. Și am rămas cu doamna aceea și am discutat cu ea puțin. Stătea acasă, soțul era chirurg vestit în București. Și fata lor nu reușea să facă nimic, nu vrea să facă nimic în viață. Și am întrebat-o ce îi place ei să facă, ce ar face ea. Și zice, păi i-ar place să fie educatoare într-un cămin. Și păi de ce nu o lăsa să fie? Am impresia că nici liceu nu vrea să facă. Deci pentru ei poziția socială dădeau anumite pretenții și se simțeau... Ce o să facă, ce o să zică prietenii noștri, lumea, fata mea nici măcar liceu nu face. Și din cauza aceasta, pentru că mama nu i-a acordat toată atenția bărbatului, a acordat fetei când era mică, energia nu s-a dus pe el și a trebuit să fie dezamăgită în modul acesta. Și explicația era, lăsați-o să facă ceea ce crede de cuvință, că cel mai bine să faci ceea ce îți place ție, că dacă o obligați să facă ceva, nu să facă bine ceea ce obligați. Și deci asta este singura soluție. Într-adevăr, este dezonorant pentru familia respectivă acest lucru, însă fata o să fie întreagă la minte, nu să fie
nu să sufere viața întreagă, că de aici pornesc cu 1000 de alte situații, că inacceptarea respectivă se traduce după aceea în imposibilitatea de a te căsători, nu mai poți să accesi băiatul care îți vine în față, dacă te căsătorești nu-ți convine de el, de toate nemulțumirile acestea se transferă mai departe și curg mai departe. Deci singura soluție este în familie, în momentul în care femeia se pune în poziție secundară, îl împuternicește pe bărbat și nu trebuie să facă mult lucru decât să-l respecte, adică să-i dea ascultare și să-l aprecieze. Am fost odată cu Gabriela la doamna Lili în munți. Șinca veche? Nu e Șinca veche, este Coliba lui Zamolsen. Da, la Piatra Craiului, nu? Așa. Și era o doamnă care avea un băiat cu handicap cu o vârstă mare, peste 18 ani. Și băiatul acela stătea cu noi acolo și ne asculta. Avea impresia că înțelege despre ce este vorba, mai spunea și el câte ceva, dar într-o zi a venit la masa fiecărei doamne, după ce a mâncat, și spunea un singur lucru: te rog frumos, arată-mi că mă iubești. Deci vreau să spun că bărbații acest lucru vor, atâta, și nu este mult. Dar nu știu de ce femeilor este așa de greu să le arate că sunt apreciați, că contează pentru ele, că sunt importanți. Nu înțeleg. N-am fost educate, nu, n-am fost educate, eu cred că n-am fost educate, pentru că observ și eu schimbarea asta. Acum stau lângă soț seara când stă la televizor, cu toate cum ai spus și tu, că înainte nu puteam să suport să stau la televizor pentru că vedeam ceva greșit acolo și nu puteam să înțeleg cum stă să uite la informația aia. Acum fac un test pentru mine. Stau lângă el pe canapea și el se uită la televizor la ce vrea el, fără să-i spun eu absolut nimic, și eu îl mângâi în permanență pe cap și îl pup din când în când, pentru că oricum ne vedem 2 ore, 3 ore maxim seara. Și îl văd cum se topește. Eu n-am știut că el vrea asta. Eu nu am știut că el vrea asta, pentru că eu îl vedeam rece și arogant, dar era interiorul meu atunci. Dar dacă eu îl vedeam așa, cum să mă mai apropii de el? Și câteodată mă mai apropiam și ziceam: mă lingi mult sau nu știu ceva de genul ăsta. Normal că nu mă mai duceam o lună să-l mai pup, nu? Este adevărat? Și acum cât stau lângă el și îl mângâi în permanență pe cap și stau lângă el și îl pup, îl văd cum se topește și nu mai zice nimic, dar îl văd cum efectiv îl văd. Adică îmi dau seama că recunosc iubirea de acolo. Dar îmi pare rău că au trecut ani și n-am știut să fac chestia asta, n-am fost educată în spiritul ăsta, n-am, de aia zic, că nu că nu vrem, nu știm. El întorcea spatele, întorceam și noi. Nu prea întorcea spatele, noi întorceam spatele. Sau mi se părea, cum ai spus tu, din aur, ego-ului meu, îi se părea că s-a întors prea repede. Da, da, da. Și dacă îi se părea ego-ului meu, deja... De fapt, nu știu să iubim. Trebuie să iubim, că avem iubirea în noi, suntem iubire, dar trebuie să ne dăm voie. Nu știm să o dăruim, de fapt. Noi nu știm să dăruim iubirea. Din nou. Pentru că eu îi povesteam domnului Marius și pe drum, eu ceea ce îmi spune domnul Marius că trebuie să ofer și am înțeles acum soțului meu, eu ofeream asta copilului meu. Ofeream cu, fără, indiferent ce mi-ar fi făcut și ce îmi spunea, nu mă supăra, nu mă deranja, nu? Pentru că îl iubeam exact așa cum trebuie să îl iubesc pe soțul meu. Nu i-am reproșat niciodată nimic, nici că a greșit, nici că n-a venit, nici că a venit, nici că mi-a zis, nici că nu mi-a zis, nici că eu știu, nimic. De asta îi făceam soțului, pentru că, copilului, pentru că nu știam că soțul trebuie să fie Dumnezeul casei și lui trebuie să-i acord toată atenția. Acum am schimbat. Tati, dar se face rău. Am o întrebare care și la doamne s-a amintit și la mine a revenit din nou. Ai amintit la un moment dat că de 5 ore a fost aproximat, nu știu, 5 sau 6 ore a fost exterminat omenirea de pe pământ. Am înțeles greșit? Nu știu, mai spune. N-am înțeles... Mai spune. Așa. De fapt, punem de la domnul că nu are milă. Deci, din câte am înțeles, de la anumite sursuri, deci am înțeles de la tine, am ascultat la tine, poate am înțeles bine, atunci să limitez altfel. Deci, domnul nu are milă și nu știm. Deci, și eu acum... Față de ego. Exact. Diavol. Exact. Da. Și recalcă în picioare. Exact. Și nici nu am știut ordinea asta că Dumnezeu, bărbat, femeie, copil.
Și din câte am înțeles, ca să mențină ordinea în univers, nu iartă nimic. Deci dacă ego-ul nu iartă, mai n-a pregătit și două iaduri. Nu iartă deloc. Și oricum finalul întrebării este, la un moment dat spune, ca să ajungem din mult ego în suflet, trebuie să găsim motive care personal eu poate găsesc una, două, dar poate avem nevoie de 10 motive ca să confirmăm că gândirea noastră este bună, ca să ajungem în suflet, să nu rămânem în ego? Da, da, știu ce vrei să spui. Deci se aduce circunstanțe atenuante. Când zici că ceva nu este bine, inversul e valabil. Deci chiar în locul acela unde zici că ceva nu este în ordine, nu e adevărat. Pentru că vine de la divin și nu poate să nu fie perfect. Este perfect în fiecare clipă. Atunci lucrul pe care zici că nu este în regulă, îl inversezi, iei inversul și aduci argumente inversului până obții o stare de liniște interioară. În clipa în care ai atins liniștea, nodul energetic care era acolo și se făcea, nod care este foarte periculos, că chiar dacă la început este mic, în situații diferite poate să crească ca cojile de ceapă. Și după care izbunește și se transformă într-o boală. Deci nu trebuie, nu avem voie să lăsăm nicio nemulțumire, nicio stare din asta de dezacord în interiorul nostru, să zice că ceva este nedrept, că nu este bine, nu e adevărat ce se întâmplă, că nu ne convine, și să iei inversul acelui lucru, să zici că este bine ce mi se întâmplă și aduci argumente de ce este bine în locul respectiv, de cât mai multe ori până obții starea de liniște. De obicei pe la nivelul 5, adică argumentul 5, atunci se obține o stare de moleșeală, adică imediat ți se pare evident că omul acela nu-ți face rău. Cauți tot felul de argumente, că din față vine numai divinul, că ego-ul este cel care își face probleme pe tine, nu te afectează, deci să nu iei lucrurile personal, te dezidentifici, tot felul de argumente de genul acesta, până când obții starea de pace interioară. Când ai obținut-o și îți este evident că omul acela nu este vinovat, nodul energetic care se putea transforma într-o boală, într-un atac din față a unui om, se dizolvă. Deci trebuie în sufletul lor să fie, în sufletul tău să fie ca cum este pânza apei. Deci suprafața apei care este nemișcată de valuri. Asta este soluția. N-ai voie să lași niciodată o nemulțumire față de cineva, față de ceva, că nu există așa ceva. Divinul ți-a venit din față sub diferite forme, toți oamenii te-au lovit în toate modurile posibile ca să, de fapt, să te ducă în iubirea orice ar fi. Pentru că dau exemplu un alt film pe care e frumos să-l vedeți, Zen se numește, este viața lui Dogen. Este un înțelept din Japonia care a plecat din China, a ajuns în Japonia și a făcut acolo o întreagă școală, nu știu cum se numește ea, care în filmul acesta arată anumite etape ale vieții lui și modul lui de comportament. În situații extreme în care, spre exemplu, era gata să-i se taie capul, el a cedat. În momentul în care cedezi viață ce înseamnă? Adică nu-mi convine situația care vine din față și o accept. Cedezi viață, de fapt, atunci. Când cedezi viață și pui binele celorlalte pe primul plan, atunci câștigi viață. Și numai atunci. Deci a fost o situație în care șogunul, pentru că au murit mulți oameni în războaie, el era bântuit de duhurile celor pe care i-au omorât. Și a chemat un felul de medici să-l ajute și niciunul n-a găsit nicio soluție. Și atunci l-a chemat pe Dogen. Dogen, când a venit, i-a spus niște lucruri banale la care l-au enervat pe șogun. I-a zis așa, primăvara vin cocorii, vara soarele este arzător și te pârlește, toamna cad frunzele, iarna se joacă copiii cu sania. După care acest șogun i-a zis, Dogen, tu ai nebunit, eu te-am chemat aici ca să mă ajuți să scap de boala aceasta. Ce faci? Zice, păi asta fac. Haideți afară că este lună plină să vă arăt ceva. Se duc afară, în curtea palatului era un lac și luna se reflecta foarte frumos în apele lacului. După care a luat o piatră, a aruncat-o deasupra fața apei și a început să facă valuri. După care a așteptat să se liniștească și a zis, așa trebuie să fie sufletul tău.
Adică absolut încremenit, deci fără nici pic de valuri. Valurile sunt nemulțumirile astea, toate nebuniile acestea. Trebuie să le stingi tot timpul. Atâta timp cât le stingi, vei fi fericit în viață, vei avea armonie în familie și vei trăi mult. Adică noi ne luăm, prin fiecare nemulțumire a noastră, noi ne luăm din viață. Noi murim datorită acestor nemulțumiri. Că nu înțelege și nu credem că de fapt divinul în toate pozițiile și ne facem rău degeaba. Degeaba, efectiv. Și exteriorul nu este decât o oglindă. Toți oamenii îi punem să ia anumite roluri și să ne lovească cu nemulțumirea din noi. Dacă înțelegem că totul este ok în fiecare clipă și nu există rău în lume și vinovați, atunci vom trăi mulți, vom avea armonie în casă, armonie în familie și vom fi fericiți și copiii vor ajunge bine. Un alt lucru foarte important, că copilul ajunge în funcție de interiorul tău. Deci interiorul tău se duce pe fundal la copil și face viața nenorocită sau nu. Deci toate criticile și nemulțumirile pe care le are mama față de soț se transferă la copil automat. Deci ea este responsabilă și de soarta copilului, pentru că îi determină existența. Atitudinea pe care o are mama față de soț, deci femeia față de soț, determină viața și moartea la copil. În momentul în care ea ataca soțul și omoară copiii, prima dată începe să-i omoare energetic, adică le distruge. În momentul în care i-a distrus câmpurile bărbatului, i-a distrus câmpurile copilului. Și nu se poate face absolut nimic. Pentru că nu înțelege nimeni lucrul acestea. Și nu poate să accepte. Și dacă le spui, te desconsideră. Deci nu ai ce face. Te uiți cum fenomenul se derulează și este implacabil. Ne-am avut pe grup o doamnă, doamna Gica, dar am avut și o situație la Păltiniș, nu? Cu o doamnă. Doamna Gica și-a atacat soțul repetat tot timpul, cu toate că soțul o accepta așa cum era și era îngăduitor și blând, dar ea nu, l-a desconsiderat, a zis că nu mai stă cu el, a luat un alt apartament, stătea pe acea stradă, dar la o distanță de câteva blocuri. Și datorită atacului, că atacul femeia asupra bărbatului, atac asupra ei. Adică s-a trezit cu aparatul genital scos complet și era hrănită cu drene și la intrare și la ieșire. Deci era numai cu escare tot corpul, că stătea numai în pat, deci și-a făcut praf organismul. Femeia când atacă bărbatul se omoară pe ea și își omoară copilul. Deci este foarte, foarte periculos. Și în noiembrie a murit. Iar doamna de la Păltiniș, la fel, acea situație a avut, am stat cu dânsa la masă și o oră cât am mâncat noi, ea a criticat tatăl, fratele și soțul. Deci n-am văzut așa în viața mea atâta ură tot timpul, în mod repetat. Și ea a luat morfină. Deci ea la Păltiniș când a fost la noi, ea deja era sub morfină. Avea cancer la sân. Deci bolile pe aparat genital sau sân ale femeii sunt datorate atacului asupra bărbatului. Pentru că nu se permite ataca. Pentru că în momentul în care femeia atacă bărbatul, atacă specia umană, atacă natura și universul și trebuie să fie oprită. Și este oprită în mod drastic. Noi zicem că Dumnezeu este iubire. Este iubire, că trebuie să te oprească, îți distruge ego-ul și pentru ca să salveze sufletul, trupul poate să moară. Deci trupul poate scoate din planul fizic fără avertizmente. Și zice și în Tao Te Ching în chestia asta. Deci nu te avertizează, se întâmplă brusc. Deci atenție pentru femeie să nu atace bărbatul, pentru că o pățește și ea și copiii ei și se duce după aceea pe neam încolo de nu își vede vindecul. Zice și în Biblie, voi pedepsi copiii pentru răutatea părinților până la 4-lea neam și îl voi ierta până la 1000-lea neam. Deci asta se întâmplă. Trebuie să fii atentă la chestia asta pentru că nu se permite atacul asupra principiului masculin inițiator al creației, pentru că în momentul în care vor dispare bărbații, vor dispare și femeile. Pentru că femeia este născută de bărbat. Deci fără bărbați nu mai există femei, nu mai există copii, s-a terminat cu specia umană. Deci trebuie să înțelegem că suntem și într-o poziție foarte complicată când testosteronul la bărbați a scăzut de la 97% în 1997, în 2017 era 45% global, pe tot pământul. Deci bărbații au scăzut în potență. Asta ce înseamnă? Că femeile au crescut în autoritate, în masculinitate. Ele au devenit prea puternice. Că când ele devin puternice, ei scad în putere. Așa cum spuneai tu că ești în situația aceasta. Tu trebuie să-ți reduci din putere ca el să poată să crească.
Și tot timpul să-l prețuiești, să-i dai autoritate, să-i dai independență, să întrebi tu ce să faci, nu el ce să facă, invers trebuie făcut.